Bicicleta pusă, paginile în față, dăm drumul la treabă. Nu sunt vedetă, sunt un om care a ales calea asta artistică, eu așa mă consider. Mergeam cu potura la gârlă de dimineață de la 9 jumate până seara, până să se întuneca, acolo la gârlă, tată, sănătate. Era să rămân cu cori corigent în clasa 8 -a, la matematică. Nu mi-a plăcut matematica niciodată și nu o să-mi placă în viața mea. Ce le spune copiilor despre droguri și despre toată mizeria asta și despre toate substanțele astea care îi cotropesc? să se gândească bine la ceea ce fac acum, pentru că mai târziu vor regreta cu siguranță. Ele trei care erau ursitoare se schimbau repede și făceau musical, și cabaret. Miști. Ce mișto. Craci goi, frumos, cu ce trebuie, dentelă, dantelă și făcea un moment din cabaret, ceea ce era foarte mișto, cu pălăriuțe. Haap, ap, și înainte Michael Jackson. M-am dus la teatru, am dat primele probe. N-ar fi fost de acord mama ta? Ba da, cum să nu, dar să-i fac o surpriză. A, ce Asta tare. a fost, de fapt. Dumnezeu poate să-ți dea, nu știu, de tânăr student să-ți bage în, în să să nu știu, să-ți dea două roluri principale în două filme de lungmetraj sau să fii rolul principal într-un serial. Aici e foarte riscant. La 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 și când a scos peștele capu, capul, a dat în cap la spectator. Și de râde. Bun găsit, dragilor! Astăzi intrăm în lumea fascinantă a cinematografului și vom vorbi cu unul dintre cei mai apreciați actori din generația nouă. Așadar... Țineți-vă bine. Invitatul meu din această seară are 34 de ani. Vine dintr-un oraș stațiune și pentru că acolo, la el în localitate, aerul este cât se poate de sănătos, a crescut înalt, frumos, talentat și deștept. Îl puteți vedea în aproape toate teatrele din București și evident în țară când pleacă în turneu. Dar îl puteți urmări și pe TV în serialul Clanu sau în cinematografe în cea mai recentă producție românească, Băieți deștepți. Doamnelor, domnilor, dragilor, pentru dumneavoastră, Silviu Mircescu. Și cu asta dau și bicicleta jos ca să mă fac Perfect, o să nu dăm de decorul. Să nu știu că sunt emoții. Bună seara, doamnelor și domnilor, sau bună ziua, să trăiți. Bună seara, că intrați seara, seara Bună seara, că intră seara, nu știam ce Nu e nici prea de vreme. dar se întunecă, totuși da. Se întunecat. Mulțumesc tare mult pentru prezentare, foarte frumos, foarte plăcut? foarte frumos. rar se vorbește, rar se vorbește așa despre mine. Bine că nu era plin asta. Îți dau un slup? Uh, dacă, ce te trece? Uh, Băi, dar mi-a luat din nou, ceva se întâmplă. Cred că da, cred că da, e da. ceva în aer. Dacă îi folosim, vrea, acum sau? Din care vrei tu? Păi din care vrei tu, când vrei tu, nu contează aici, uite, eu o să iau unul ăsta de spanac. Și eu o să iau pe ăsta, ce e, care... Uite, eu iau pe piersic. Dacă vrei da. de spanac, mai am de spanac, să știi. Nu, eu iau pe ăsta de piersică. Ia de piersică. Bă, natura natură. 1% piersic, 2 bine. E bine. Bă, să știi că n-are nimic nenatural în el. Tu mă de asta și eu le uh -huh. dau cu încredere. Uh -huh. Uh -huh. Bun, asta am rezolvat-o. Am scăpat și de asta. Dacă vrei și apă, am și apă, să știi. Mulțumesc. Da? Stai să-ți dau și un șervețel da. aici. Sunt pregătit. Îți lucește fața ceva? Nu. E bine, că alea sunt și pentru față. Așa. Nu. O luăm cu începutul? Da. Stai să pun bicicleta, să nu ți că sunt sau mai ieftini și ăștia și nu e cazul. Hai, știi întrebarea noastră. Unde, când, cum și mai ales de ce ai venit pe lumea asta? E prima. Și de aici îi ai dăm drumul a Wow! Bine, unde? am zis Când? eu unde, la Pucioasa. Unde la Pucioasa. Așa. Când? Ar, Când? Pe 30 mai 1989. Deci ai prins și tu un pic din în perioada... Am prins, dar am să nu mi-aduc aminte nimic. Ce să mi-aduc aminte? <gânt> cum nu se duce aminte? Ba da, cum să Am a... și fost, am și tras. Asta vreau Am de de tras, am... A... De ce? Nu o să aflăm chiar acum la prima întrebare. De ce se pare că... Ba da, cum? Putem da. să răspundem și la asta. Cum o să de răspunzi ce? direct de... Așa? Păi de ce am venit pe lumea asta? Ca să fiu actor. Da? Bravo! Păi, și Ca să vă încânt și ca să cânt și ca să vă încânt și ca să vă storc de emoții și să vă transmit păi, da, mai energie la ora asta, mă, mânca la toată că vii după atâtea ore de Nu, știu cum să spun, dar sunt workaholic și îmi place foarte mult să interacționez cu oamenii în primul. Și în primul rând și dintr-o dată mă motivez așa și mă transform. Pe bune? Da, vrei să spun programul de astăzi? Da, poți să-l spui, nu am nicio problemă. Chiar la jumătate dimineața am intrat în sală, am făcut, astăzi am avut picioare de făcut. Uh -huh. E un antrenament foarte greu. Da, și eu mă de la sala de mese, așa. Am înțeles, am înțeles. După uh -huh. care am fost la teatru, uh -huh. pentru că am avut repetiția la Teatrul Național. Un, repet, la un spectacol uh -huh. regia Tomi Cristina, o piesă pe care a scris-o și pe care o să o fac în uși deschise. O să așa. avem reprezentații la Teatrul Național. Bravo. Așa, după care am fugit la operetă, pentru că și acolo pregătesc un spectacol nou, musicalul I love you, you are perfect, now change. La, în asta vechi. știu, da, Așa, <laughs> da. Regia lui Victor Bucur cu actorii de acolo și o să fie foarte, foarte, foarte mișto. Păi să 8... mai face o operetă? Da. Iartă-mă, dar eu n-am mai fost de mult. Da, da, teatrul de musical și operetă Ion Dacian. invită i pe oameni. Vă pe invit loc. la teatrul de operetă și musical Ion Dacian pentru că puteți să vedeți niște spectacole foarte frumoase, Next to Normal, Rebecca și multe, multe alte spectacole, pentru că da, ce să vezi, funcționează. Asta da, zic, da. și da, reclamă da. la TV, radio da, și în alte da, părți. Da, 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 cum să. E, cum să nu. la magic, canci. Da, da, știu ce spui. Știu ce spui. În afară de mama mea, n-am mai auzit reclamă la nimic. Serios, am. Da. Excuse me, da. mă dar cam așa e. Mint cu ceva? Nu mint cu nimic, nu mint cu nimic. Dar să știi că eu am mai auzit, de exemplu, uite, am spectacolul pe care îl joc la Teatrul Elisabeta, Ghișcine te sună, regia Tanii Popa și să știi că am auzit la întâmplător, la radio, de spectacol, de exemplu. Sau mai am persoane care, care îmi spun. Știi cum e chestia asta? Cred, cred că teatrele de stat, de exemplu, cum e Teatrul Național, unde e acolo și nu cred că mai are nevoie să facă vreo reclamă, pentru că oricum... cum da, dar sunt piese acolo... de care lumea nu a auzit. Da, da, dar uite, de exemplu, ai mare nevoie să faci o reclamă pentru musical Mama Mia în care și joc de altfel pentru că e la sala Palatului, pentru că ai nevoie de 4.000 de oameni, pentru că lumea trebuie să știe când e, dar să știi că tot timpul a fost full. Păi și stai mă, la Ionda ce nu aveți nevoie de sală full? Ba da, dar și acolo se face reclamă, să știi, se face reclamă, da, se face reclamă, auzit. plus că avem platformele astea, da. Facebook, Instagram, TikTok, adică sunt, s-a dezvoltat foarte bine uh, reclama pe internet. Tot plus nu că actorii, ajută. noi actorii, eu de exemplu, de fiecare dată când am spectacole, cu o săptămână înainte, tot timpul postez. Uite, am două spectacole la Teatrul Roșu, unde e un teatru independent. Zi adresa de Instagram să te găsească oamenii? Adresa Instagram. mea de Instagram este Silviu Mircescu, legat. Cu litere mici. Trebici. Așadar, pe Instagram? Pe Instagram da, Așa, bravo și știi de ce insist un pic asupra acestui aspect? Maica mea este mare consumatoare de teatru, uh -huh. ea dacă nu merge la două piese de teatru pe săptămână okay. înseamnă că nu a fost până nicăieri am ala uh -huh. modul foarte serios spectacole cât cuprinde are programul Super. cred că pe luna următoare e full Super. Și de foarte multe ori mă întreabă, băi, tu ai auzit de piesa aia? Bă, n-am auzit. Băi, cum nu s-a făcut reclamă? Bă, n-am auzit, n-am văzut și stau toată ziua pe net, că a trebuie să stau, că altfel n merg cum să funcționeze zi canalul ăsta. Și în mașină, tot timpul, radio și de foarte puține ori am auzit să știi reclamă. Și de asta te-am rugat să insiști asupra acestei chestii și să le spui oamenilor că încă se face o Și culmea, oameni buni, și operă. Da. Se face, se face, dar ți-am zis, funcționează foarte, foarte bine pe mediul online. Acum nu știu cum să. Eu am, am văzut că, și văd mereu reclame. Și că vorbim de, de mediul online, știi cum dat ai povestit despre cât de nasol a fost perioada asta cu pandemia. Da. Băi, v-a ajutat online, nu? Pe unii, da, pe unii nu. Tu cum ai trecut prin porcării asta? Groaznic. A fost groaznic, ce să mai, a fost groaznic pentru că... Te-a scos la mic din punct de vedere da, energetic? Da, cu asta am avut mm -hmm. cu asta am avut că mi s-a născut băiețelul și s-a născut fix în pandemie pe 20 octombrie, că vine ziua da, lui, vine Acum. face trei ani, da, și mulțumesc asta, ainte. mulțumesc la fel, Doamne, ajută să fim toți sănătoși, și asta m-a ajutat să, să, stau un pic pe mine. dar am avut, fost foarte depresiv, nu mea... dar am găsit, uite, o, o soluție, o socrul meu ocupându-se cu legume și fructe la mine în oraș acolo pentru că ne-am retras, n-am ne rămas în București, da. când a fost pandemia, l-am ajutat cu chestia asta. Și am avut o idee foarte bună să facem livrare la ușa omului. Bravo. Da, adică un glovo, să nu spunem nu mă deranjează, că suntem ah, okay. online, nu avem ce problemă. Da, da, și am făcut și chestia asta. Adică să mai fac ceva, să nu... ce să deci n-ai coborât de pe piedestal în momentul în care te-ai pe scuter și ai făcut livrări, nu? Da, nu? nu, nici măcar o secundă. Ah, okay. Nici măcar o secundă. Eu n-am de asta, eu n-am de asta. Nu nu, 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 nu. Nu, dacă e de muncă, e de muncă. De ce? Nu, nu, nu e o rușine păi să și stai, -și... dacă atâta din cât ești vedetă, te mai poți coborâ la a te plimba pe scuter și mai face livrări? Nu sunt vedetă. Sunt un om care a ales Calea asta artistică, eu așa mă consider. Bine, știi că ăsta e primul TikTok. <laughs> ok, ok, ok. Da, nu am de-asta, ți-am zis, nu. Dacă eu pot să fac orice, pot Bravo. să fac orice. Poate... Așa am fost crescut. Respect. am avut norocul de a face chestia asta și că pe drumul ăsta m-am împins talentul. Că, na, te naști cu un talent, nu? Da, -aia, aia fac ceea ce fac în ziua de astăzi pentru că am harul ăla de la Dumnezeu. A zis, a, e Mircescu pe 30 de ani. să-i dăm asta un pic de voce, să-i dăm, uite, are și veleitățile astea cu actoria și cu dansul și cu avem și alte povești și cu dansul, că și dansez, de exemplu. Adică, pe Bravo. toate. Bravo. Pe toate, da. și mi-a ajutat Dumnezeu și am mers pe drumul ăsta. Am mers pe drumul ăsta, dar nu am, nu am chestii de astea. Nu, nu, nu. Și am mai văzut o chestie pentru care aș vrea să te fericit în mod deosebit, modestia de care dai, sau mă rog, cu o altă chestie cu care ai întărit modestia de care dai dovadă, machineta. Bravo, tată. Mai făcut să mă și la clan. <laughs> da, o să-l caut să știi pe platformă. Da. Îl e pe e platformă. mai bine. N am așa... să mă ui la reclame. Sub așa mică. le vezi pe toate. Asta zic. Și rapid. Bravo. Într-o Mă spun sub cuvânt de noare, chiar m-a încântat foarte tare și m-am și gândit. Zic, bă, încă în fatul ăla, ți-o spun sincer, așa te-am perceput când te-am văzut prima dată. Ma mi-am mai văzut acum 100 de ani da, la emisiunea am văzut acum, respectivă. da, când am văzut, ai zis că să nu Când te-am văzut acum 100 de ani, zic, băi, băiatul, cine o fi și ăsta mâncă, cura lui, mai atinge cineva la nas. Dar cred că, cred că asta era situația în care trebuia să fii. Trecem pentru peste că, că zis că nu poți. Asta spune. era situația, da. nu că putem să punem, să spunem pe scurt, pentru că, da, situația da. de acolo și cum eram încercat și ceea ce se întâmpla acolo în sălbăticie, că lumea probabil că și da, da nu da, da, știu da, da. despre ce e vorba. te face să fie așa, dar să, de, de, multe, de foarte, foarte, foarte multe ori se confundă seriozitatea cu îngânfarea. Da? Asta e o mare problemă. Da. Deci, hai să o lămurim. Ești îngânfat, da sau nu? Nu sunt îngânfat. Perfect, eu sunt bravo. serios. Ați auzit? Nu e Sunt îngânfat. serios și cred că... Uh, știi unde, unde, de ce mă încadrez eu la îngânfat? Prin felul meu de a mă uita. s -ar putea. Pentru că mă uit tot timpul și dacă eu nu mă uit, de exemplu, urât sau ceva, eu poate în momentul la mă uit la tine, dar mă gândesc. Da. Știi? S -ar putea și asta chestia asta, să... da, lumea o să ceasă, mamă, ce bășinos e ăla, ce îngânfat e ăla, ce -nși ce. -nși da, mă frate, că nici măcar nu mă cunoști, mă, ai zis de unde pleci? sau ceva. exact adică asta a fost. De mă da, exact. Nu mai judeca de... omul după aparență. că nu știi ce e în sufletul sau ce se gândește el acolo, de ce e serios, de ce se uită, de ce e concentrat sau Că mă gândesc la 100.000 de, mii de chestii la același timp. Păi Tot. hai să ne întoarcem. Hai să stăm acum. Hei, ce faci? Salut! Hey, eu sunt Silviu. Da, da. nu vreau să par în față. Dar mie îmi place să râd ca da? asta în târg. Toți, suntem, ma, toți avem momentele noastre de Pare. seriozitate, de, 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 nu vrei să ai văzut. Ai momentele alea în care nu vrei să vorbești frate cu nimeni. Sau... În care nu te ai... suporti nici pe tine. Nici pe tine. Te trezești dimineața da. Să și băga mea și picioare. Nu știu ce. Da, iarăși. Vă iau de la capăt. Despre asta e vorba. Și ne-am întors la mă trezesc dimineața și eu iarăși de la capăt. Mi s-a reproșat că întrerup oamenii foarte des, dar n Nici problemă, eu l am problemă. Bun. Uh, eram la program. Ai fost de dimineață la sală picioare? Am fost la da, fost, fost la, teatru, la teatru, am făcut două limba. repetiții, două repetiții de la, 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 la teatru, după care am fugit repede acasă, am mai avut niște treabă și pe acasă, după care am venit la tine. Dar am stat o secundă. Și am stat și în trafic o oră jumătate. Mulțumesc. No, dar te -ai <laughs> a, a nu, da, te-ai distrat. Ah, nu a plăcut? M-am distrat. M-am distrat. că a fost niște. M-am distrat, m-am distrat. În fiecare am zi distrat. fac chestia asta, e o distracție de mine, mă sinucit. M-am distrat, -a sinucid. am distrat. A, azi, așa, am uitat ce se mai construiește, ce se mai întâmplă. Stai care Stai că vreau să fac și eu după o paranteză legată de statul trafic. Ah. e. Oameni buni, vă rog din suflet, vă implor, cu mâna pe inimă, pe ce vreți. Vă rog eu, lăsați dracului telefonul ăla mobilă. Da. Vă rog eu din suflet, aș vă mai vând un pont, să plimbă încă băieții ăia cu o bască, pe motocicletă și am văzut numai departe de ieri două oameni în fața mea, pentru telefon. Așa că aveți grijă. Într-o dată îl trezește aici la geam. Da, da, da. Alo, signore, vi pregă. Da. Hai să mergem mai departe cu șirul de întrebări, că ce am scris aici o grămadă. Dar vreau să mergem un pic în trecutul tău, la trecutul ți mare, tu ți viitor. Era știi, pe timpul mea, tu ai prins asta. Da, Cum a fost copilăria în Pucioasa? Foarte mișto. Fac parte din generațiile alea mișto în care... nu, ja, Cu cheia la gât. Da, da. Fac parte, cu da. Cu statul pe stradă până cu seara. Cu statul pe stradă în momentul în care iese părintele și zice Hai în casă, treci în casă. Nu, mai stau că mă joc pitita sau că mă duc la furat de mere din curtea școlii sau că mă duc să fur niște pere sau... Nu știu, că jucăm și o... Ascunsele. După aia când am crescut, că mai să tu cu o fată pe scara blocului. Dar da. nu existau telefoane, nu exista Instagram, nu exista Facebook și eram fericiți. Eram fericiți pentru că de fiecare dată aveam chestii de făcut, de fiecare dată improvizam chestii, de fiecare dată tot timpul făceam gașcă, dacă hai că de luni până vine la școală. Da. Sunt bătat duminica, totul numai pe gârlă. Pe gârlă, pe gârlă, cu pachetel de acasă, fiecare mai lua ce mai avea până casă, pe acolo o roșie, unul aducea un pic de salam, unul aducea o pâine, mai, fura, mai mai, făceam ce mai făceam, mergeam cu potura la gârlă, de dimineață de la nouă jumate până seara, până se întuneca, acolo la gârlă, tată, sănătate. Sănătate, furat de porumb, furat de porumb, fura de porumb la furat de porumb, făl, pojar. Ba, mai, unii mai să erau și cu undițe, mai prindeau și niște peștișori de amici, mici, ne mai jucam și cu oia pe grătar. Adică ce să vorbim? Nu, am avut o copilărie extraordinar de frumoasă și poate că de am și crescut unii atât de frumos, pentru că am văzut ce înseamnă viața și am văzut cum să ne raportăm când am devenit și noi mai mari pe picioarele noastre, cu familia noastră, privește altfel lucruri. În momentul în care totul ți se dă și dacă ai, nu știu, la șapte ani, tai că ți-ai dat un smartphone, normal că ce da, să mai faci? Da, nu, da, da, așa e, corect. pune un Walkman în față că o să te întrebe ce e radio ăla, de exemplu. Nu? Uite, sau, nu știu, de... Te... În spate, pe acolo. sau nu, te întreabă ce e ăsta, de exemplu, și ba, o să-ți spună ba. că e, nu știu, o orgă, habar n Da, sunt, sunt, am avut, am avut, am fost, mulțumesc Dumnezeu, o copilărie foarte, foarte frumoasă. În școală erai vedeta incontestabilă a școlii? Eram vedetuța școlii, da, vedeta școlii pentru că participam la concursuri, am avut o directoare foarte mișto, căruia trebuie să-i mulțumesc și în ziua de astăzi, pentru că dacă nu era ea să mă împingă pe drumul Dacă vrei să-ți distruși pe <coughs> mine, o faci pe, da, te rog, pe nu, rog. Tare, știi? O să fumăm o țigară. Uh, am avut o directoare foarte, foarte mișto, Anca Târcă. Să rămână doamnă. Să rămână doamnă, care e o persoană foarte, foarte mișto și care a schimbat, a schimbat într-un fel imaginea școlii și ceea ce a făcut ea acolo. Nu știu, îți dau un exemplu, a inventat ziua culorii verzi. A, ce mișto. Uh, a, inventat, a inventat, a adus halloween ce tare. De exemplu, ușor-ușor, adică a dus, pentru că a fost umblată și a fost, a fost studiat în alte părți și a adus de acolo, a făcut, de exemplu, o sală de calculatoare într-un program în care ne-am făcut sală de calculatoare și am învățat... Și vorbim să... de anii 90. Da, și am învățat să lucrăm la tehnologie pe, pe calculator. Și deci noi nu aveam cine avea calculator pe vremea ca să doamne da. ferește. Avea poate unul, care, dai că, de exemplu. Dar noi nu aveam. Nu aveam noi acolo. Multe, multe chestii a făcut și pe mine m-a descoperit în clasa 4, ca să încep de aici. În clasa 4 a fost o audiție uh, pentru un festival de muzică ușoară și diriginta, diriginta mea, de fapt, profesor, de fapt da, și diriginta și profesoara mea a fost uh, și învățătoare. Am, am, fost la mamă fică, cum ar veni, doamna Păunescu și apoi Georgiana Manta, pe care la fel, doamna învățătoare, din păcate, nu mai este printre noi, dar doamna dirigintă Chiar am fost acum un an de zile și am... Ce tare! Am făcut o chestie mișto la școală acolo, cu ea. Dar ce mișto că, uite, totuși vă mai întâlniți, vă mai duceți. Da, deci da. foarte tare. Da, m-au chemat la ziua cititului împreună. Au inventat chestia asta și eu nu mai știu exact pe ce dată am fost. Și inventat, au, cheamă tot timpul cât o personalitate. Ce tare. Și m-au sunat dacă pot să vii, Silviu, și zic, da, Acum, Cum să sunt în tratie. Acum vin, zic că am repetiții dimineața, după care pot să ajung. Și am ajuns și am stat la, și la cei de dimineață și la cei de, de, de după amiază. Tu și astăzi, am... astăzi, în zilele noastre, tu și predai. Da, ajungem și acolo. Ajungem, dar aș vrea cumva să-mi spui, te-a te trimis cumva chestia asta către predare? Sau mă rog, ți-a deschis legătura asta, asta cu pe care ai avut-o cu... Predatul. Avut Predatul cu... predat e mult spus. Lucratul cu copiii pe dezvoltare personală, în primul și în primul rând. am da, despre asta e vorba. Dar vreau să înțeleg rădăcina da. a fost legătura a a a pe fost care din... avut-o Nu, rădăcina a fost din studenție. Din studenție, ah, okay. pentru că există festivalele Festivalele sau festivalurile? Festival, așa. Manifestări culturale. Manifestări artistice. culturale. Așa că, până la urmă, e o discuție liberă. Doamnelor, să știți că dacă greșesc sau ceva, sunt și om. Dar nu are uh, textul subiect. Da, n-am textul la mine. <laughs> 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 și mi s-a spus, înainte să începem această filmare, că putem să vorbim liniștiți și degajați. Relaxați. Păi Relaxați, Relaxați, da. după o zi de alergătură. Exact, da. Uh, de acolo am început, pentru că există chestia asta prin. La Bacău, de exemplu, există ID-Fest, la Timișoara. Uh, TNT Fest, chestia asta, uh -huh. în care noi, studenții de la actorie, mergeam și făceam workshop-uri cu copiii din trupele de teatru de amatori din școli și licee. Dar am făcut și eu parte, pentru că asta urma să-ți spun. Asta am făcut, -am și, am făcut teatru să din școală. Așa. Da, am făcut teatru din școală. Dar asta e a... o secundă. Întâi ai început cu muzica. Asta, pe, da, aici a fost, Aha. a fost chestia asta, ca un casting, cum îl numim în ziua de Așa, astăzi. Da. Era o probă că, voi trebuie să trimitem pe cineva la festivalul de muzică. Pe cine trimitem? Erau niște oameni care cântau acolo și m-au pus și pe mine să mă duc acolo, să dau probă. Și când am cântat, ei și-au pus mine în cap, ce nu se poate așa Băiatul ăsta are o voce superbă, trebuie să-l luăm. Gata, l-am luat. Ce și am, cântic, am cântat, am Andra, în noapte mă trezesc. În noapte mă trezesc. Mm -mm, cu luna de pe cent. Nu mai știu cum era. Mă în loc. fine. Da, și după aia am trecut. Am, pe vremea aia aveam vocea și mai subțire. Am cântat uh, uh, My Heart Will Go On, Celine Dion. Cântam, adică mă descurcam destul de bine. Și ușor, ușor am început cu muzica, după care s-a format un grup vocal de patru inși, unde am mers și cu ăla la festival și, bineînțeles, aveam premii. Adică, nu, rezultate, loc întâi, Am văzut ca să fie drumul cu oameni. Credem că am fost într-o tabără, uh, an la rând, pe care o știam, pe de rost. Pentru că asta era, premiul. era premiu. Câștigai, te cei la munte, la, uh, la, căprioara sau la Cerbus sau la vânătorul. Și să o săptămână acolo, gratis. Păi, am fost la taverlele alea, an de, nu știu, șase, șapte ani la rând am fost. Adică le știam pe de rost. Da. Frumos, și după ele. ce a făcut grupul ăsta vocal, s-a construit și trupa de teatru altfel, așa, așa a, a numit-o doamna directoare. A mers cu ea până în liceu. Până în liceu am ajuns cu ea să facem. să facem, să facem chestia asta până în liceu, până în clasa 11 dacă nu mă înșel, sau a 10 nu mai știu exact când s-a oprit totul. Cu care, cel mai mare premiu, l-am câștigat trofeul George Constantin din București, unde ții minte și acum că era Mihai Constantin, actualul meu coleg de scenă și un prieten extraordinar pe care îl pup și îl stimez. Și ne-a dat premiu pentru ce, cea mai tare trupă. Avem, avem trofeu, e la școală și în ziua de azi. Am, am verificat când am fost la ziua cititului împreună. Am verificat să văd dacă mai trofeu acolo. Direct ce acolo am dus. Există, bineînțeles, cu poza noastră. Foarte Ceea ce tare. e foarte mișto. Pentru tu să ridică pără pe mine. Pe Foarte mișto. ți de zile, îți dai seama. Foarte pe mișto. Și de sunt de în continuare poze cu noi, cu mine și cu colegii mei de generație, nu știu, cu diferenți președinți care au trecut pe acolo sau chestii, persoane, da, da, persoane importante. Da, 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 da. și a făcut, da, cu chestia asta, după care, bineînțeles, că aveam serbările și tot ce însemna serbare de Crăciun, nu știu, tot ce se întâmpla, prezentator, cântăreț, teatru, tot ce însemna. noi jucam, noi dădeam cu capul, pentru că și generația mea, și colegii mei erau foarte, foarte talentați. Făceam împreună chestii. Aveam colegi, dar E și colegi și aerul tare acolo la Pucioasa. Da, da, da. A, a lăsat un dom, dum, a lăsat Dumnezeu mult talent acolo. Da. da. Într-adevăr, așa este. Da. Foarte Și așa, tare. așa a început. Uh... Te consider tocilar sau mai mm. degrabă, așa, un fluierăvânt? Nu mă găsesc de tocilar. Mai merg pe varianta a doua. <laughs> dar bine, acum fluieră vânt încese. Nu știu, nu știu câte gemuri ți-au rămas să întregi în școală, de exemplu. Oho, am spart, am spart. Asta păi, Am făcut prostii. Am făcut prostii, dar tot timpul am avut grijă să nu exagerez și să rămân acolo pe linia de plutire. De exemplu, am, era să rămân un cori în clasa 8, -a, la matematică. Nu mi-a plăcut matematica niciodată și nu o să-mi placă în viața mea. Păi ce te și faci? Știu să număr banii, mic. nu trebuie altceva. Păi, ce te faci școala păi, școală mică? Mine până la școală. Da, există. Mama. A, în sensul că e rezolvat ce problemă? Nu, da. nu, Nu, nu mi-a plăcut matematica și nu o să-mi placă niciodată. Și chiar m am întâlnit după și cu profesorul meu. Da, am întâlnit cu profesorul meu care trăiește și în ziua de astăzi să-i dea Dumnezeu sănătate. Și m-am întâlnit cu el pe stradă cu ceva timp, nu mai știu, cu câțiva ani, și m-am întâlnit cu el Și a venit la mine, voi, Mircescu, te-am văzut la televizor, felicitări. Și m-am întâlnit așa zâmbind și a zis, vedeți, domnul profesor, că se poate și fără matematică. <laughs> și a început să râdă. Normal. A început să râdă, da. Normal. Da. ce putea să fac? Da, că am fost... Uh... Da, ăsta a, a fost -a meu. Ajutat, asta a fost -a ajutat talentul ăsta al tău nativ la muzică și la teatru să scapi de ororile matematici, de ororile ecuațiilor. Hai mă, că am făcut un joc frumos. Păi da, dar asta să știi că a făcut-o intenționat, de exemplu, domnul profesor, pentru că fiind acolo tot timpul la vizier cu premii luate și nu știu ce, mi s-a urcat să și la cap mie. a, da? Pe, pe ce surcesul ți copil... se poate urca la cap? No, da, no, doamne ah, nu, doamne ferește. Dar eram copil, îți dai seama și da, eu am câștigat, am alea, lasă-mă că trecem, da, mă trece, nu știu ce. Și m-am trezit, era și fix de ziua mea. Mi-am duc aminte așa cu, că pe 30 mai m-a trecut clasa, dar după, nu știu, două ore de tensiune în care te ținut am, un pic. am plâns, am râs, dar am trecut prin toate stările posibile. Toate stările posibile. Și m-a trecut până la Deci, am, duș de a, a fost o fază foarte făcut neapărat. De -a, a fost o fază foarte tare că după ce m-a trecut clasa, trebuia un duș, 2 sau ceva de genul. Și eu aveam bomboane la mine pentru că era ziua mea de naștere. Și stai să am servit toți profesorii până acolo când am ajuns la el. Și m-am dus cu o bomboană să nu să-i dau bomboană de ziua mea, de el nu știa că e ziua mea. Așa. Și că m-am întins să-i dau. Tu te domne de aici, că nu-mi trebuie mie așa ceva. Și mă așa și zic, e ziua mea de naștere. Păi știi cum s-a schimbat total la față, -a schimbat, nu s-a așteptat, de Ce-a da. fost de Era, nu știu, a fost supărat pe mine, a avut el ceva cu mine, a vrut să-mi dea o lecție. Despre asta e vorba, de fapt. Am vrut să-mi dea o lecție, am înțeles-o. Am... Cât contează lecțiile dure în viață? Foarte mult. Pentru că ești tânăr și te-ai lovit de tot felul de... m am de... lovit de foarte multe chestii, da. Pentru că asta te face mai puternic și te face să înțelegi viața mai bine. Educația asta mai dură te-a conturat? Sau, mă rog, momentele educative cu accente dure te-au conturat ca om? Sau da. din potrivă? Ba da, te conturează ca om. Acum, bine, cred că intervine și capacitatea ta de a, le, de a, le, înțelege. Pentru că unii nu le înțeleg. Și zice, a, tu dai mine, tu nu știu ce. Nu o să fac asta niciodată. Sau sunt de aia care privesc partea bună și zic, bă, cred că asta are dreptate, eu cred că așa trebuie să fac. Și cred că asta te-aia mă ceart. Dar știi, aici cu două tăișuri, pentru că unii le înțeleg, alții nu le înțeleg. Dacă eu zic ție, băi, nu știu ce, nu e făcut bine, uite asta, asta, de mâine nu mai ești din casă. Până nu înveți acolo, tu nu mai ești în casă. Și eu zic, au, te pare ceva cu mine, nu mă suportă, nu știu ce. Nu o să învăț nici de alt ce sunt. Și de -aia nu învață la. Sau celălalt care zice, bă, cred că are dreptate, bă, cred că trebuie să fac ceva. Știi? Deci, practic, cumva trebuie să te adaptezi la fiecare individ. Bineînțeles. Bineînțeles. Ține de, de fiecare om în parte. Unii le înțeleg, alții nu. Și aia care nu le înțeleg, după aia în timp se vede. Trâng. Pentru că, de, de, fapt, cine ne arată toate chestiile astea? Timp. Corect. Timpul rezolvă Bun. pe toate. Și și necruțător. E necruțător ah, și trecător și tot ce... Și, în liceu? Vedeta incontestabilă și acolo? Așa acolo am făcut, am făcut incontestabil, am făcut și acolo chestii fine, știau tot. Dar hai scării. spune cum cădeau gagicile, toate într-o parte, când mm. treceai tu, sau cădeau stânga-dreapta? Nu, e cazul, Îți dai seama că am avut. Hai mă că te-au te 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 uh, ilustrat uh, toate reporterii astea până tot felul de... No. <laughs> Băi, nu vreau să te pun vreau să, ro- Da, te-au ilustrat, mă. Cel mai sexy actor, uh, bad boy-ul generației. Da, o, dar ce te acolo, la gata, știu pe ăla. L-am văzut și eu târziu. Tu știi ce târziu am văzut Serios? Da, eu nu știam de el. E, na. Și am dat, mi zis un coleg, băi, ia uite ce, bă, ia, ia, de ce da, faci dacă tu Dacă te uiți și tu pe scâmp ziare de astea de -astea Și zic, băi, bă, nu -a. știam de chestia asta, habar n-aveam, habar n-aveam. Da, da, nu știu. Te-ai simțit un răsfățat al fetelor în liceu? Da. Dar de deci ce ești modest? Păi da, da, în unele cazuri. Da. în okay. unele cazuri, da. Bine, dacă toți vorbim în de perioada asta, Uf. hai nu te și zi care a fost prima dragoste, ți-o aduce aminte? Nu zice muzica, că e clar, dar zi de fete. Da, General. generală. Precocule. Pre în general, Precocul, Bravo. Da, bravo. Da. Bravo, tată. Tot ce la <laughs> Bad boy și tot Păi nu știi că așa se întâmplă. Normal. Vreau. Păi așa se întâmplă. Și așa s-a întâmplat. Ce mișto. Da. Foarte frumos. Da, 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 da. Acum 100 de ani, mamă, ce bătrân sunt. Hai mă, că chiar chiar 100, lasă-i, mai e un pic până atunci. Da, da, în general a fost cu toți la școli, da. Hai să devenim un pic serioși. Vrei să o rămânem tot așa în zona nu, asta? Nu, cum care vrei tu. E... Eu am, am timp. <laughs> da? E bine, ați terminat treaba pe ziua de azi. Da, revedere. A, vrei să ajungi și la ăla mic, nu? Da, să culcă până ajung eu. Da? Bine, atunci hai să mergem așa. Din școală ți aduce aminte care erau jocurile care te prindeau? Lapte gros ați jucat? Oh, toate le-am jucat. Toate, toate, toate le-am jucat. Și la un moment dat mi-aduc aminte în liceu că făceam la sfârșit când se terminau orele. Era ora de lapte gros, da, lapte gros, tăticule, 20-30 de inchi de la de trebuia să sari. Tăticule, să sari și dacă nu sărei că trebuie cu căzături, cu alea zi, sau foarte mișto. Am avut și niște jocuri tâmpite, cum ar fi, de exemplu, când îi așteptam noi ăștia mai mari, care era mai... Cum acum se numește, de exemplu, în ziua de astăzi, bullying. Așa. Dar la noi nu era... De... Uite, vezi, astăzi, și asta e cu dus întor, știi? Da, nu, Dar normal. noi ne simțeam bine acolo și nimeni nu se supăra. Apropo, și făceam tunelul. Și tunelul groazei. Tunelul groază. Da, da, l-am prins șopla. Da, le. acum dacă faci tu loc lumea să spună că e bullying. Da. Dar nu, noi acolo ne distram cu toții pentru că ne venea rândul la toți. Toți treceam o, zi, prin da, asta. Vreau să te întreb o chestie, că ai fost ai fost în generația aia în care în care, mă rog, a început să se apară tot felul de tentații și mă refer la tentațiile urâte, ale societății. Uh, nu vreau să le dau un nume, știi, să le nu știu cum să le spun. Substanțe mai mult sau mai puțin plăcute. La noi ce nu era cazul. La noi în Pucea să nu. Eu am auzit de chestia asta foarte târziu în viață. Așa? Foarte târziu în viață, când am venit la facultate. Am. Eu n-am știut până acolo ce e asta. Bun, bun. Nu, -am Știi de ce te întreb? Pentru că am citit la un dat o statistică în urma căreia eu am rămas șocat. Și anume că substanțele astea nici nu vreau să le spun. Da, le mă, mare, nu contează. Păcătoase. Da. le găsesc așa o denumire mai elegantă. o, da? o mizerie, evident. au pătruns tot mai tare în școli și mai ales în școli din orașele de provincie. Nu vreau să jignesc. Pentru că vremurile s-au schimbat. Nu mai sunt vremurile de altă Nu mai sunt cum erau generațiile noastre, de exemplu. La, noi, tentația era, era o bere. Dau un exemplu. Aia era tentație. Sau tentația era că s-a unul de fumat și fuma după aia era frică că îl miroase taxul acasă și mânca frunze din parc ca să da, nu da. mai miroase. El știe că de fapt miroase. Da. Dar asta era mentalitatea, știi? Hai să mănânc frunze din parc, nu mă mai miroase tata sau iarbă. Eu aveam noroc că era mentă într-o trucuri. Ah, poftim. Uite, tu ai fost mai deștept. Ăla <laughs> a mâncat și gazonul, iarba, de, pe, de, 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 de a, așa și mesteca că să nu mă miroasă. Bă, băule, îți miroase în hainele. Băi, dar nu ne adică... ținea respectul față de părinții în frunze. <coughs> nu asta era noi totuși? A, noi aveam respect, da. Pentru că erau momente, știi, momentele alea când dacă greșeai și intrat tati în casă sau mama cu fața aia, așa, de știai că ai greșit. Auzi, dacă nu știai unde să te ascunzi. Dacă te-ar invita mâine cineva într-o școală, într-un liceu, da. în fața unor copii și te-ar ruga să vorbești chiar de chestia asta, ce le-ai spune copiilor despre droguri și despre toată mizeria asta și despre toate substanțele astea care îi cotropesc? Să se gândească bine la ceea ce fac acum, pentru că mai târziu vor regreta cu siguranță. Ca asta, adică dacă vreau, vor să facă treaba asta în continuare, mai târziu oricum le va apărea rău. Și e păcat. E păcat pentru că nu o să-și construiască niciun drum niciodată. Din momentul în care devii dependent de chestia asta. Din punctul meu de vedere. Atât de frumos ai spus-o. Am spus-o frumos, ca să nu spun... Da, da. Adică asta ar trebui să le spui. Și eu cred că mai degrabă le spui cu frumosul decât dacă ei dau un an în cap și bă, nu știu ce, nu știu cum. Că trebuie să te gândești, dacă tu alegi drumul ăsta, foarte bine, îl alegi pe pielea ta alege pe pielea ta, fă chestia asta, dar mai târziu vei regreta cum de altfel toți regret. Dacă ți ajută Dumnezeu și rămâi în viață și să zicem că te oprești din chestia asta, o să regrezi tot ce ai făcut în trecut. Să spui, mă, dacă eram băiat de știp și mă opream atunci la 20 de ani, la un exemplu, aveam și eu acum o familie, eram și eu cineva, eram și eu în societate cineva și mă intram cu capul sus și nu acum stau bichebos și unde încep direcție să mă duc. Știi de ce te întreb toată chestia asta și de ce am dus în discuție acest subiect care este și delicat și sensibil și cum vrei tu să-i spui? Dintr-un motiv foarte simplu. Ți-am spus că am văzut acel, mă rog, acele statistici și am văzut și un interviu cu un reprezentant al ANA, Asociației Naționale Antidrogului. Băi, și de atunci sunt așa, știi, cumva... Mă simt responsabil că ar trebui pe toți invitații mei să-i fac cumva să tragă un semnal de alarmă cu chestia asta, pentru că, bă, nu e normal. Nu e normal. Adică în perioada noastră nu vreau să zic acum, tai <gântuim> că când eram eu mic. Bă, eram țară, știam și noi de ele. Eram țară de tranzit, nu prea ne tentau. Adică cumva părinții ne învăța Dacă să... Că e o modă. Cu... A, da? A -asta, A... asta e de fapt problema. Am înțeles. Asta e de fapt problema, pentru că e o modă. E o modă și de-aia sunt toți copiii ăștia mici de 15-16 ani care, nu știu, le dai pastile din casă și zic că, -i, mamă, ce tare sunt. au oh, u uh, văd unicor. Și, și, văd avioane pe câmpie Și de-aia se întâmplă ceea ce se, se, întâmplă în ziua de astăzi și vezi toate norocirile pe la televizor, pentru că e de fapt o modă. Și o modă și știi cum era aia și când eram noi mici. De da, ce faci, mă, tu, nu? Râsule. Tu te văd aici, mă, tu ce văd? Stai, mă, tu te mă, ce ai, mă, vere? Da, e de fapt. Și... Ferească Sfântul, că na, uite, am, eu am un băiețel micul și da. trebuie să da. fiu cu ochii în patru, în șase, în trebuie să stai non-stop pentru că se schimbă vremurile și vor veni grele și vremuri și mai grele. Și mai ciudate <laughs> și mai tentante și câte și mai câte. Hai să mergem la un alt subiect. Ce-o fi tăi? peste 18 ani? Mă, habar nu avem nu știm ce o să fie mâine. Asta nu te uiți ce e în lume. de la o zi la alta să schimbă totul. Hai să mergem un pic mai departe. Dragostea pentru Michael Jackson, pentru că te-am auzit toată povestind o chestie. Da. În facultate... Și îți câștigai banii imitându-l pe, pe Michael, Jackson. la botez. Nu pot să cred. Da. Ai pe bune. Da, da, aveam o, mai, aveam o mască cu Michael Jackson pe care nu, nu mai găsesc. Îmi uh, îmbrăcam un costum, costum negru cu, na, cu șosete albe, cum, pe exact cum pelu era alb, el. Spuma laptelui, bravo. exact, exact cum alfă. era el, da, da. Și aveam la dispoziție, îmi făcusem eu, mi tăiasem eu din calculator, din laptop, de fapt, îmi făcusem, nu mai știu program găsisem, și îmi făcusem, dar nu îmi făcusem un, un zi, mai multe melodii. Știi? Că nu vine cuvântul acum. Cu ca un flash mob, nu știu. Da, un... Să zic, că adică treceam prin mai multe, cum se numește, zi. Oh, 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 oh Uite, ramul, vezi? Ramul, ramul, oh, un, un, purpuriu. Un purpuriu, așa, bă, un purpuriu. Da. Și îmi făcusem, nu știu, aveam vreo trei, din vreo trei melodii sau... Nu, aveam Billy Jean, uh, Bad și Thriller. Ce tare! Da, dar luasem fix porțiune care îmi plăceau mie și mai mult. Bravo, Asta. mă, normal. Da. Și da, nu știu, 50 de secunde, ceva de genul aveam, până într-un minut. Dar nu puteai să faci foarte mult, pentru că era totul, era gândit. Fetele erau cursitoarele, cu erau fetele ursitoare și făceam după aia special, aveam, aveam pachetul ăsta special pentru Doamne, intra Michael Jackson, și după aia special pentru Domni, aveau ele trei care erau ursitoare, se schimbau repede și făceau musical. Și cabaret. Miști. Ce mișto. Craci goi, frumos, cu ce trebuie, dentelă, dantelă și făcea un moment din cabare, ceea ce era foarte mișto, cu pălăriuțe. Hap, hap. Și înainte Michael Jackson. Și făceam Michael Jackson, tân, 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 nu știu ce, bam, bam, ba, ba, ba. nu știu ce, tac, 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 când și masca. Să vadă lumea cine e. Da, bravo, mă. Făcea și mie publicul, atunci, da, nu normal. Am un student, am întâi, interacționam cu publicul, ca un adevărat actor. Doamne, frate, nu ne ascundem după deget. O, sunt eu, Michael Jackson. O, sunt eu, eu iau așa la mișto banii. Tată, eu sunt, eu fac, eu atunci nu era Instagram și Facebook, că le să-mi și follow. Dacă <laughs> era ceva. <laughs> Ai înțeles? Atunci nu era. <laughs> da. Și dar nu ce mai bine că toată te mai prostești așa. Mi-ar plăcea, dar și acum am ajuns la carte. N-am dat asta tu nu înțelegi că eu fac orice, n-am nicio chestie și acum am ajuns și aș face una la, la botez, un Michael Jackson. Care e problema? Ce tare. Și asta e un act artistic, nu? Da, bineînțeles. Cum, cum ar fi Street Dance, de exemplu. M-aș învârti în cap în, parc. Cum să Care e problema? Stai că am văzut niște, Street Dancer pe la Viana, cu minte. E o artă, e o formă de artă și asta e foarte mișto, că toată lumea se exterizează în felul Nu Unii cântă, alții dansează, unii pictează, unii nu știu, îți fac portrete, alții îți fac rime pe loc, pentru că și asta acum mai nou, freestyle-ul ăsta, care e foarte mișto. La Corect. fel, ai văzut, găsești pe străzi unul care zice, hei, vrei să-ți fac o piesă? Da, zim, da, zi trei da, cuvinte. Da, da. Casă, masă și câine. Ei! Și începe și-și fac. Adică sunt foarte mișto chestiile astea. Foarte mișto. Și nu e rușine. Da, nu e o rușine și pus de asta, hai să fim serioși, dar munca n are cum să fie o rușine. Exact, despre ce vorbeam munca, mai devreme. Da, munca ne -nalță. Aș face oricând cu mare dragă, De ce, ce nu? De ce nu? Era forma, de, era forma de artă brutală, simplă? O poți considera așa? Asta ce făceam eu? Da. Adică um, o poți considera ca, uh, nu știu cum să-i spun, rău, poftim, hai că să folosesc un termen englezit, așa. Adică era baza a ceea ce va fi Mircescu mai târziu. Adică te învăța chestia aia. și un pic de actorie, muzică și. Păi eram cum student cum atunci, tari. oricum la actorie. Dar nu, contribuia. Cum treaba să nu asta. În primul și în primul rând, interacționam, că interacționam cu oameni, oameni pe care nu-i văzusem niciodată și era ca un public, că despre asta e vorba. După ce ai primul pas, da, către da. public, spre public, pentru că la școala, la facultate, normal, cu profesorii acolo, repezi, nu știu ce, faci, înveți scene, Shakespeare, Caragiale, nu știu. După aia, mai târziu, ieși la public și când ai nasul de public, opa ce intervine aici. Emoțiile, tâna Știi tu textul, știi tu pe care și pe aia, dar în momentul în care intri pe scenă tăticule și ai pășit acolo pe Sfânta Scândură și sunt o mie de oameni care se uită la tine, nu mai e așa ușor, că nu mai sunt aia trei profesori care te ascultă la una TC și îți dă, exact, dă notă pe examen. Mai e o bilă albă. Ai înțeles? Mai e o bilă albă câștigată amă, Sfânta Scândură. Da, da. da Foarte mișto ai spus-o. Da. E altceva, e altceva. Și asta, asta era, a fost o pregătire, nu? Să te obișnuiești cu oamenii, știi? Să faci chestia asta și da, am beam nicio chestie nu aveam nicio chestie și mi-a ajutat foarte mult, pentru că mai târziu, la sfârșitul anului întâi de, de, de facultate, la un ce, am uh, debutat în teatru, în Teatru Odeon. Am dat un casting pentru un spectacol, Graffiti Dreams se numea, cu Florin Zanfirescu și Caterina Mustață. Oho. Și erau două roluri principale, rolul meu și rolul colegului meu, Liviu Chițu. Și aveam două povești, amândoi. Fiecare cu povestea lui. Foarte mișto, există chiar cartea. A scris-o Alina Nelega. Uh -huh. Care, dacă mi-a auzit, Amalia respira dâng sau chestii de genul ăsta. Și vrei să răspunzi, răspunde. Nu. Ah, ok. Mă gândeam că vrei să răspunzi. Nu, drag. <gânde> da. Nu, și mi-a folosit. Da, ce mai M-a pregătit fi. pentru... Oprește-te puțin, Mircea, spune. mă sună de la gazei. Hai mă, ce-i da. nebunit, zi. Uh, și... Da, că-i că suntem deschiși. Da. Da, m-a pregătit chestia asta cu Michael Jackson pentru următorul pas. Ți-am zis, în teatru, unde am fost... Bine, nu e același tip de emoție. Sub nicio formă. <gânde> Nu are nicio treabă, nu? N-are nicio legătură, nu are nicio legătură, dragul meu, pentru că acolo intervine textul pe care l-ai învățat. Sunt multe, 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 multe. Tot ce-i traseul personajului și ce-i repetat și cum trebuie și ce faci și unde și când și tot. Spectacolul depinde cât ține, cât ține o oră, două, trei. Ui, ai luat-o puțin înainte și ai ajuns, la, ai ajuns deja la perioada asta a teatrului și ai ajuns Dacă deja Dacă mai la, ai ceva, ne întoarcem. Ai ajuns la perioada frumoasă, pe asta vreau să ne întoarcem. Cum ai ajuns tu la teatru? Că și acolo e o poveste. Da, e o poveste foarte interesantă, pe scurt. Uh, nu, am... pe scurt, că nu mă interesează pe scurt. Ok. Că vreau după aceea să-mi povestești și momentele alea, știi, tensionate în care ai făcut ce urmează să spui. Da. nu cred că ți-a fost ușor. Da, uh, după ce am terminat liceul, am mers la jurnalism un an de zile. M-am dus la jurnalism, la Spiru Haret, am venit la București, îți dai seama. Ce? unde mă duc? La jurnalist. Hai, mă duc la jurnalist, că e ușor, intri fără examen. Ne în ce. Și nu voiam eu să mă fac jurnalist. M-am dus la jurnalist. M-am mutat undeva prin Vitan cu colegii mei de liceu și de generală și prietenii mei foarte buni, stăteam 8 într-un apartament. Într-un apartament cu patru camere, două Era băi. un pic de înghesuială patru camere, două băi. Băi, voi ați vrut să testați teoria lui Stepan Stepanuvi, Stepanov, Stepanov, ăla care a inventat Stepul, nu știi? Avea nouă <grijos> copii și o singură oală de noapte. Nu. <grijos> mm. Iată, și voi erați opt, în... Da, voi aveați două, mă stai. Da, eram mișto, aveam patru camere și îți dai seama câte doi în cameră și două băi. Baia fetelor și baia băieților. Mă. Îți dai seama. Drăguț. Da. Mișto. Da, și acolo a avut un urmat. Da, dar și cheltuierile urmat. erau la patru, adică. Altceva. <grijos> <grijos> Alceva. La 8, nu la 4? La 8, pardon, scuză. nu mi dă de bine. Da. Dar nici mie nu mi dă de la unde stai am zis o mai patru. devreme că n-am fost bun la matematică, dar vezi că da. sunt atent. Doar da, da Asta e simplu. Știi, mai te tu că ai zis camera băieților, da, camera cu patru, băieților, da. dar eu nu făceam sucotare. Știi? Da, și am fost acolo un an de zile, distracție, ca orice tânăr student care a venit la București să facă, să dreagă și să treacă prin toate cele. Normal. Normal. Distracție, regie, cluburi, hei, petreceri, nu știu cum. Și a trecut și anul ăsta peste noi și la un moment dat, în bară, Uite, vezi că nimic nu e întâmplător, la un moment dat, parcă ceva așa m-a lovit în cap și ai zis, dar totuși, eu ce fac cu viața mea? Știi? Ai te-au contribuit cumva în luarea deciziilor tale și în asta cu jurnalismul și... Nu. Ok. Nu, din păcate tatăl meu s-a stins înainte să uh, termin liceul. Am avut un, chestia asta cu taică da, dintr-o prostie, dintr-un accident. Și rămânând, rămân cu mama, da, a fost chestia asta așa în momentul în care am terminat liceul. Ești singur la părinți mai am o soră. Aha. am o soră cu 10 ani mai ah. Și, da. Deci cumva ai devenit atunci în liceu și un fel de capul familiei. Exact, exact. Și suferim foarte mult după chestia asta. Îți seama că de m-am dus. Am zis, mă duc unde vă mulțumesc Dumnezeu că am fost în stare să iau examenul. Și ce crezi, am luat cu 9 și 15. Bravo! Am făcut. bine. Așa. Nu, da. Așa și da, a fost chestia asta cu jurnalism. După care uh -huh. am stat și m-am gândit mai bine și am analizat situația și am zis, bă, totuși trebuie să fac ceva. Cred. Ok, cât să te distrezi. Exact ce vorbeam mai devreme cu chestiile interzise și toate astea. Pentru că la un moment dat trebuie să iau decizii. Dacă ești băiat deștept și nu știu, dacă se întâmplă, când se coboară îngerul din cer și dă una după ce a făcut. Zice, băi, te trezești sau ce faci? Știi? Și mi-a dat palma după ce m-am trezit cu palma în cap și zice, băi, dar trebuie să fac ceva. Și tai că mă Dumnezeu să le tot timpul spun spunea chestia asta. Băi, trebuie să faci ceva cu chestia asta artistică. Lăsăm la o parte băieția și cum ne place la toți să părem ceva ce nu suntem. Că de fapt, despre da, asta da. e vorba. Când ești tânăr, vrei să pari ceva ce nu ești. Băieți, a, da. Și tot timpul spunea, lasă astea că nu-ți de tine. Vezi, vezi, ce, vezi ce faci tu cu... Că ai talent mare. Nu mi-a lipsit niciodată la nicio sărbare, la nimic. Tot timpul venea și mă vedea și chestiile astea. Și am zis, bă, hai mă să vedem. Și am intrat o cunoștință, care atunci era anul 2 la un ATC. Și am zis, ce-mi trebuie să dau la teatru? Ce vreți de tu la teatru? <laughs> da. Păi, uite site-ul aici, uite să te uiți să vezi care-i treaba, care nu știu ce. Și mi-a dat link-ul. Atunci aveam și eu un calculator pe vremea. Deja intră și în epoca modernă. da. Și am intrat, am uitat acolo care e situația. Zece poezii, o povestire și un monolog. Dans, cântec. Asta le făceai deja. Așa. Și am zis, ok. Ia, hai mă, să încercăm în care e Mai aveam o cunoștință, un coleg care de dus la teatru și avea deja un repertoriu făcut, mai mi-a mi arătat ce și cum care e situația. Și m-am pus pe treabă, am învățat pe ascuns, nu știa nimeni, mă duceam, m-am dus, un pe, pe gârlă, apropo de gârlă, chiar pe gârlă m-am dus. M-am dus pe gârlă, undeva pe un pod, să arunca, era unul cu oile, la un moment dat aruncat unul cu pietre după mine, că încercam eu pe acolo să le intonez, să le fac eu cu, Cred eu. Da, că trebuie să, să găsești un ritm acolo. Da, 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 Asta să știi că a ajutat foarte mult, apropo și de chestia asta. ajută foarte mult să, să, să intri în facultate ca o coală albă, cum spun profesorii noștri, pentru că dacă intri ca o coală albă, atunci iau ce să scrie. Da, da, corect. Și dacă tu te duci și te pregătești, de exemplu, tu vrei să te la și te pregătești cu un actor care îți zice el cum ar credea că ar fi chestia aia, ia văd imediat că te-ai Da, normal. Tu câștigi foarte mult prin chestia că când simplu și îți le în spui așa. Exact, prin naturalețe. Corect. Da, și m-am dus, dar până să mă duc, n-aveam deci, bani. Deci așa, o poezie, un monolog. 10 poezii. Oh, pardon, zece zece poezii, o povestire, 10 poezii, o, o, povestire și un monolog. Și un monolog. Da, da. Ți le mai am de bănesc. Nu le mai știu. Dar monologul ce ți-ai ales? Ești un animal vișcoviț. Dar nu, Bă, s s nu le mai știu. nu, le mai știu nu le mai știu. știu. Au trecut 13 ani. Hmm. 14. E ceva. Nu Gândește ce, că la ora actuală joc peste 10 spectacole de teatru. Zăsăm câte texte am în cap. Pe asta vreau să te mai Ți-a pe vreun teatru din București în care n-ai jucat? Da, n-am jucat niciodată la Teatru Mic și la Notara. Uh -huh. Și la Notara n-am jucat niciodată. La Viserate. Teatru Mic și la Notara. Și la Excelsior. Îți dorești Notara? Eu sunt deschis să joc oriunde. N-am nicio problemă. Atâta timp cât pot să arăt ceva și dacă sunt chemat și pot, eu n-am nicio problemă. Și nu am nici chestiile astea că dacă îmi dai un rol mic, nu vin. N-am nicio treabă. Eu dacă pot să ajut, eu vin și ajut exact ce vorbeam și mai devreme. Da. Nu am am chestii de asta atâta timp cât pot să fac treaba cum trebuie și pot să ajut omul respectiv, pentru că de unde dai de acolo, ți se dă înapoi. Corect, așa este. Așa este. Și eu, eu prin, asta, prin, asta, am câștigat în viață, să știu. Corect, așa este. Prin asta am câștigat niciodată și, uite, de exemplu, și acum mi se mai întâmplă să mă roage oameni să, nu știu, să filmez pentru ei sau să fac ceva pentru ei. Ne avem buget sau mă duc. Dacă am liber în ziua respectivă, eu mă duc. Bravo. Și dacă mă cheamă la, nu știu, la Giurgiu. N-ai idee cât de da. mult contează să-ți păstrezi, să-ți da. păstrezi uh, naturalețea și să-ți păstrezi cumva, știi, simțul ăsta bunătatea. Dacă asta am învățat-o și din școală, pentru că profesorii mei, Vlad Logican și Valeria Sitaru, tot timpul ne-au spus, băi, dacă puteți să faceți în școală, uh -huh. când eram în școală, băi, vă cheamă ea la regie, vă cheamă la regie film sau la regie teatru, vă dă un rol acolo, duceți-vă și faceți. Pentru că de acolo căpătați experiență. Bagajul da, se mărește. Da, 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 da normal, de cunoștințe și tot ce face, experiența, știi? Și da, am băgat, deci am băgat în facultate peste 30 de scurtmetraj. Am fost în tot ce am fost chemat. Dacă, mă chema unul să vin cool. să deschid ușa, să zic bună ziua și okay, o închideam la loc, nu ce și făceam asta. Și da, spune -am cum a fost examenul? Până să ajung la examen, n-aveam bani să mă scriu la facultate și mi-a dat bunica bani din pensie și i-am spus, am rugat-o frumos să nu spună la nimeni că vreau să mă duc să o dau la teatru. Ea era singura care a știut dinainte. Maica mea era să mă prindă la un moment dat, că uitasem o foaie de asta băgată pe sub și era să, să dea cu ea să ma mai te întreba, băi, ce faci, te-ai sau ceva? Zic, nu, nu, cred că mi-a picat de pe undeva. Și da, m-am dus la teatru, am dat primele Nu ar proge. fi fost de acord mama ta? Ba da, cum să nu, vreau să-i fac o surpriză. A, ce asta tare. a fost, de fapt. Ce mișto. Da, ce asta mișto. a fost eu, ca să le fac o surpriză. Ce da, n-am zis la nimeni. Nu că era cineva da. împotriva mea. Niciodată părinții mei nu s-au băgat. Foarte. În nimic, tare. În absolut nimic. Singura chestie pe care a avut-o taică mea, Dumnezeu să-l ierte e când mi-am făcut primul tatuaj. Eu am făcut primul tatuaj, avut am ce am vă primul tatuaj la 16 ani. Și a avut ceva de da? A reacționat foarte mișto. Și asta e cel mai dureros. Nu, m-a bătut, nu mi-a făcut nimic. Era, el a fost șofer profesionist pe tir. Uh -huh. Și a venit seara, nu știu, când a venit acasă, eu am auzit motorul că parca mașina aproape de casă și m-am făcut că nu mă făceam că dorm. <laughs> mă întors repede. Dacă nu puteam să stau pe mâna aia. Da, aveam tatuajul da. proaspăt și pe vremea aia nu exista folii și cum ia cu să ți le vinde și să nu știu ce. Nu, tăticule, mă putuse la cu un lac de chitară, că despre asta e vorba. Păi așa se făcea un stilul vechi, în da, cartier. Aveam o mizerie de aia de tribal pe care nu mai am, l-am ascuns acum. am, am cover. Da, și nu puteam să dorm, nu puteam să dorm. aici a fost. Și team așa într-o parte. Eu, cu lumina stinsă, zic, aia, zic, noi intra. băi, dar ce să crezi? Atunci la a, -a găsit să intre. Nu, a zis că a avut un. Băi, a simțit mă că ceva s-a întâmplat. Eu tot îi spuneam că îmi fac tatuaj și asta. Și el zicea, îmi fac tatuaj și el în glumă, du-te mă că nu-ți faci. Îmi fac tatuaj, du-te mă că nu-ți faci. Băi, tată, îmi fac tatuaj. te Ia fă tatuaj. Mi-a făcut. <laughs> 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 a venit direct la mine. Direct la mine și pe vremea nu exista cum ea cu telefoane sau ceva, sau se vadă pe undeva, sau nu exista frate așa ceva. Direct țintă. Ciun. Nici n să în casă, la mine. Pac. Și mă făcea că dor Mi-a ridicat mâna, s-a uitat la mână, mi-a lăsat mâna înapoi ușor, s-a ușat cu Două luni de zile n-a vorbit cu mine. Mă, ce pedeps. Ce vrei mai rău de să-mi dea bătaie ca la urs. Da, 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 da. Deci da. să-mi dea cu urele. Ce vrei tu să-mi Măcar să o privire așa întreagă. N-a vorbit cu mine. Eram, stau cu tine și mâncam ciorbă și îl băgam în seamă și se uita pe mine. Man. Acolo actorii adevărat. Nu existam. Nu existam. Te-a răpus. Normal. Man. Da, și de acolo a început și cu pe aia am băgat și cercei. Nu, de, de a fapt cercei aveam. A. Aveam găuri în ureche, aveam. Aveam și aveam părul. Am avut părul lung foarte mult timp. Da? Mm. Și aveam o problemă și cu asta. De ce nu te tunzi măi, tată? Mă, ai părul prea lung, măi, tată. Cum era pe vremuri, știi? Dar bine, eu am avut noroc, mai că mi-am adus ea de mână personal și mi-am pus cercei, adică... A, da. Mișto, mișto, da. Și... și mă bătea la cap să-mi las plăt. Da. lasă s să și tu porul mai lung, că umbli așa, chelug. Și să revenim la facultate, am a, dat probele, așa am, așa. am dat probele, că de acolo am plecat, am dat probele, Primele, prima probă a fost ok, am dat și scris-o, am trecut și la scris, și pe aia, la ultima probă, a fost cam greu. Pentru că la ultima probă, îți dai seama, au venit toți profesorii, Dan, Florin Zanfirescu, actorii. Radu Gabriel, uh, Gelu Colcea, care era rector pe vremea aia, Adrian Titieni, toți erau toți acolo. Acum, acum nu mai sunt din păcate. Îți tremurau gladiolele? Nu mi aducat atât de bine aminte, dar știu că era lumina aia în față, cu îți bagă o lumină caldă, pentru că și ei au fost drăguți și puneau tot timpul și fac asta în continuare ca să nu vezi exact ce e dincolo de lumina aia, uh -huh. știi? Pentru asta sunt reflectoarele, de fapt. Pentru că da, noi la teatru da, da, da. numim al patrulea perete. Alea, al patrulea perete. Da, corect. Da, și nu mi-aduc aminte bine, dar n-am fost mulțumit de, cum am spus, monologul. Că monologul spuneai la ultima probă. Am M-a pus să mai cânt odată și după aia să spun monologul. Și n-am fost atât de mulțumit. Știi? Și am ieșit după probă și stăteam acolo pe hol. Pe vremea aia se fuma în facultate pe holuri, ca na, da, era alte vremuri. Nu exista loc de fumat și asta. Pe coridor. Deschideai geamul și făceai acolo ciorchine. Și a fumul pe că fumul cu, de la vapor. Da, și eram cu spatele. Eram cu spatele și fumam dintr-o țigară. Amărât, așa, eram amărât. Zic, iau, te mă zic, că fi dat cu bățul un balt acum la final. Acum, Oricum am. nu știa nimeni că am dat. Cred că și de-aia n-am vrut în să la zic de la nimeni. Bunica ta. La bunica bunica mea. Da, zic, bă, zic, eu mă consolam, știi? așa nu știe nimeni când am dat la teatru. Zic, da, bă, mă, o oftica, bă, să ne că îmi place aici. Îmi plăcea mediul ăsta, îmi plăcea. Nu știam foarte multe despre teatru românesc. Dacă mă întreba să spun doi actori români, nu știam. Adică eram chiar alb, ca masa asta era. Teatru de unde? La Pucioasa Teatru. Nu exista teatru, să zic, mergi la teatru. Aveam un centru cultural, aveam un centru cultural, dar teatru făceam noi, în ce știam eu. Nu eram YouTube cu subiect. Talentul acum. și atât, acolo, cât talent voi avea și cât am în continuare, eram așa, mă răzic, Și în spatele meu să auzeam un fluirat. Și cânta, fredona ceva. Cine dracu cântă, zic, când mă întorc, Florin Zanfirescu. Me. știam pe el de la televizor, îți dai seama că pe el știam. Am albit la față așa și venea, spunea că vine spre mine, știi? Dar venea spre mine. mi-a pus așa o, pe o mână pe omul. De unde ziceai tu că ești? Zic, din pucioasă. Bravo, băi, băiat. Bravo. Și a plecat. Să la baie acolo parcă am revenit un pic cu picioarele pe pământ, știi? Am zis, băi... Stai că parcă nu e Bă, poate nu fi, știi? Așa. Așa. de rău. Poate... Ăsta e un semn bun, nu? Da, normal. Și am plecat. Acasă. Am plecat acasă, dar pe vremea aia aveam un telefon care se stingea. E altă problemă. Îți dai seama, nu cum e acum. Aveam o Motorola Kramer. Te rog frumos să nu zici mare Dar nu știu, de, nici nu mai știu ce Ceva de ce. Foarte, mi-a plăcut telefonul ăla enorm. Dar nu ținea bateria cum trebuie. trebuie păi să... trebuia să mai și schimbi. Dar o puteai schimba la asta. Cred că, că ăla l-aveam atunci. Că am schimbi. avut pe ăla sau aveam altceva. Nici nu mai știu exact. Dar nu contează din generația aia. Aveam ceva rău. Ceva rău. Acolo, da. Dar ceva rău de tot. <laughs> și da mă, dar avea un avantaj. Era vremea aia când nu știi când, Dar nu știi că era vremea aia Când dacă stai foarte mult la telefon Făceai minute și intrau minute cu cât stai mai mult la telefon Cu atât făceai mai mult Sau îți dădeau, nu La 100 de minute vorbite Îți dădeau 5 dolari Sau ceva de genul O chestie de-asta era, era De să stai pe ăsta. telefon A, da, așa se făcea se Băga credit da. Când stai, dacă stai Nu știu cât timp Îți dădeau bonus <laughs> <laughs> Și... În ziua în care s-au afișat rezultatele, eu mă prietenisem cu un coleg de al meu pe care și știți, e Alexandru Minculescu, cel care face stand-up cu Maria Popovici. Sunt colegi, au fost colegii mei de clasă. Ce tare! Da, cei doi pe care îi salut pe, pe, pe calea asta și să le spun că sunt foarte talentați și foarte miștoși și sunt mândru de ei. Și... Băi, am zis nu, Alex, băi, tu ești din, București, El era din București. Eu plec, trebuie să plec acasă, că nu am unde să stau, unde să. Nu, am așa, așa, când am stat, în dat admitere, am stat pe la cineva, pe, nici nu mai știu exact. Zic, trebuie să mă duc acasă, că nu am unde să. Dacă se afișează rezultatele, sună mă și pe mine și spune, indiferent de rezultat, da, e. Am luat, am luat, dar să știu. Nu exista să te uiți pe internet, nu exista, nu știu, deci nu, nu știu dacă exista atunci să te uiți undeva, să verifici. Dacă Cum e acum, în ziua, 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 ziua de astăzi, de -a -a. da. Bine, frate, te sun, nu știu ce. Bine. Bă, și în ziua aia, ce naiba am făcut, nu știu cum am făcut, mi s-a stins telefonul. Mi s-a stins telefonul. Dar mi s-a stins... Nu, l-am avut aprins până, pe la ora 3 și probabil că s-au dat rezultatele pe la 5-6. Că de regulă la 6 da, știi, da, după da, amiaz. Sea, spre seară. ca să, se facă buluc acolo, să se uite lumea. Mi s-a stins telefonul. Și eu nu știu ce naiba am făcut, cu ce treabă mă. nu știu ce făceam atunci, că n-am realizat. Dar mai verificam din când în când, Îl mai verificam să văd care e situația, știi? Să stins telefonul, după care am văzut pe la șase și ceva, am văzut telefonul stins. Pa, zic, futus. Mamă, mamă, mamă. Zic, o fi sunat ăla, zic, nu știu, zic, cum o fi sunat. Am aprins telefonul și ce crezi, în secunda, în în care l-am aprins, direct mi-a sunat telefonul, era asta. Și când am răspuns, ce cum a fost, un? Hai, bă, că de... Nu mai pot, nu da. pot să zic ce a zis, da. că de când te sun, ai intrat, firai al dracu să fii. <laughs> Hai că ai dat sprițuri. La mine în casă erau atunci, erau, erau ținute și acum, dar nu mai știu cum a fost situația. Exact, nu mai știu exact, că știu că am intrat în sufragerie, era și mătușii mea și maica mea și am intrat în așa roșu la față și nici nu știam cum să reacționez, că era atât o fericire atât de mare. Nu știu cum am reacționat. Că m-am dus acolo și am intrat și am zis de azi înainte aveți de-a face cu un actor. Atât! Atât! Și tot nu știu ce, nu știu ce. Și după aia, unde crezi că m-am dus? Mm. Am zis să este asta și am fugit repede la doamna directoare mea din școală. Ce mișto! Care să stă lângă parc, da. Și cred că i-am zis, ei i-am zis. I-am zis că am dat admitere la teatru, ei i-am zis. Așa. Da. Și m-am dus repede, am fugit repede într-un suflet la ea, că știa că trebuie să se dea rezultatele în ziua respectivă. Și am fugit într-un suflet la ea, m aștepta, oricum mă aștepta. Am sunat la poartă acolo, a ieșit. Hai, vino sus, nu știu ce că fui, am luat, am, am intrat, blabla. am intrat, bravo, felicitări, m-am luat în brațe, nu știam, și am, stat pe terasă, mi-a pus un 50 de whisky, țin minte și acum, și cadou mi-a dat un plic. Ce mișto. Cadou că am intrat la facultate. Plic pentru... cu? Bani! Ha, spune. Cu bani. Ce mi-a da, mi dat, niște bani, băi ca ce cadou. gest. Da. Băi, ce... să ce... iei pentru că ești viitor student la teatru să ai bani. Băi, n-ai cum vine mie să lăcrimez, jur, da, fără niciun fel de lucru, da, că-ți da da da, 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 da. Post cum, da. cum, mă. da. Și pe care... Știi că putem să închidem. Pe, pe care am invitat-o. invitat, flash am invitat pe care am no, invitat-o, după ești. aia țin minte și acum am invitat-o la... A venit să mă vadă la dizertația mea, când am avut dizertația în Chicago. Am jucat în Billy Flynn, avocatul, uh -huh. în Chicago, musical -ul. Și a venit să mă vadă. Am chemat o n-aveam cum să o chem. Veniți doamna să mă vedeți, da? și cântat și dansați, și jucați. Da, să, -mi musica, să ba, 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 Și a personajul principal. Păi ți minte și acum, când am intrat în scenă, știam unde stă exact. La un ATC, la sala atelier, era fix pe diagonală cu mine, al treilea scaun, de la stânga la dreapta, îmbrăcată frumos, oricum o și vedeam foarte, vedeam, știam unde e băi, și când am intrat și aveam o intrare de asta mișto, că fetele cu evantaie și unde e Billy, vine Billy, nu știu ce, Billy Flynn, aaa, și când intra, tă -tă 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 -tă, și pe accentul respectiv, s-a prindat lumea la pe mine și eu eram într-un costum albastru, așa, și făceam aia. Puf. Și când a făcut chestia asta, băi, a început să plângă instant. O, o și vedeam, da a fost foarte mișto, foarte emoționant. După aia am stat la un restaurant, a venit să mă vadă și a fost. Și din ce în ce mai multe, din ce în ce mai multe, după aia la televizor. Adică știi cum e drumul ăsta? Asta e mișto, apropo de meseria asta. Cam, dacă tot am deschis subiectul. Da, te rog. Uh, mișto e să ți le construiești pe toate treptat. Nu știu dacă uh -huh. înțelegi ce vreau să zic. adică, da, da. Dumnezeu poate să-ți dea, nu știu, de tânăr student să-ți bage în, în traistă, nu știu, să-ți dea două roluri principale în două filme de lungmetraj sau să fii rolul principal într-un serial. Aici e foarte riscant. Exact ce spuneam eu mai devreme de școală, că ți se urcă la cap. Că ești copil, nu? Ești copil. La 20 de ani gândești altfel, la 30 gândești altfel, la 40 gândești altfel și tot așa, tot așa. Pe măsură ce te maturizezi. Și ori rămâi cu picioarele pe pământ sau nu. Că unii nu rămân. Unii sunt așa, sunt ei. Și e mulțumesc Dumnezeu că mie mi l-a dat treptat prin muncă. Dacă înțelegi ce vreau să zic. I a patru oră când ai pomenit numele lui Dumnezeu. Cât de mult contează credința. Sunt un om credincios. Bun. Dar să nu faci ce face popa, să faci ce zice popa. Bună asta. Bună. 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 Sunt un om credincios, da. Un om Bravo. credincios. Am uitat să-ți mergi să și faptul că eu am cântat foarte mult timp la biserică la stradă. Muzică psaldică. Mă scuzați. Da. Am făcut am am niște prieteni care cochetează cu religia și sunt foarte pasionați. Ia înapoi a banii bunicii? Banii bunicii? Cum să nu? Cum să nu? Da. Și cum a reacționat? Da. Nu există mai mare mândrie. Și nu există mai mare mândrie în momentul în care ți-a ajuns familia. Orice, din, orice, din orice poziție. Așa e, corect. Din orice poziție, când în momentul în care știi, Aia e mai mare, cea sunt mai mare, și e cea mai mare satisfacție și pentru tine. Sunt mândre de tine? Evident. Toată familia și toată lumea din jurul meu, inclusiv prieteni, toată lumea toată, toată lumea. Și cum te simți? Foarte bine, dar am rămas acolo cu picioarele pe pământ și demonstrez de la an la an că se poate și mai bine și vreau să-i fac și mai mult de atât. Adică nu e asta, nu asta e limita. Știi tu vorba aia, limita e cerul. Da, 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 adică da, te duci nimeni. cât mai mult și muncesc foarte, foarte mult pentru visul meu și muncesc în continuare. Asta spun tot timpul, prin toate interviurile. Am spus și le spun, o spun în continuare. So, eu sunt oricăholic, adică eu, mie mi-ajung și trei ore de somn pe noapte dacă aș putea. Aș munci non-stop. Aș, aș face orice ține de meseria mea ca artist, atenție, artist, nu actor. Tot ce pot eu să fac. Nu știu, de la prezentat până la, nu știu, a susținut, nu știu. M-aș putea pune și în locul tău. Aș putea să fac orice, aș putea să învăț orice. Tot ce ține de chestii. Pentru că și la tine e o formă de artă. Chestia asta e o artă. Ce faci tu aici, asta nu, e, nu e ușor să fii moderator la un, la un podcast. E ușor, pentru că și tu ai chichițele tale, ai șmecheriile tale, știi, că ai văzut, te simt, ai văzut, ai, intrat, ai am băut un pahar de apă, ai intrat repede peste mine ca să îi umpli cu ceva. Stai liniștit, că nu stau degeaba aici. Văd <laughs> că fur meseria. Foarte bine, te invit. Eu sunt foarte e atent. Liber aici, sunt atent știu. la multe chestii, sunt foarte atent pentru că și în meseria mea de actor se fură. Aș putea să fac orice, tot ce ține de partea asta, revenind Dar, spune, la idei. Spune-mi un lucru acum, vorbind la modul cel mai serios. Ai spus că ești orcoholic. Dar uh, vreau să-ți adresez o întrebare pe care mai adresat-o unor oameni tot așa nebuniți de muncă. Uh, acum ești tată. Da. Munca asta în disperare are mai multe rădăcini. În primul rând, la tine, pare a fi, pasi... nu pare, ci sigur este pasiunea asta pentru, pentru actul artistic, pentru, pentru, arta asta, că până la urmă, sau mă rog, cumul ăsta de arte pe care le, le faci, dansezi, cânți, prezinți, piesei și cât ești mai în teatru, fiind tot ceea ce faci. Da. Um, deci, pe de o parte ar fi pasiune și de cealaltă parte mă gândesc că ar fi cumva ăla pentru familie, știi? Adică să asigur familie. Dar mă vin și te întreb. Și legătura cu Piciu? Unde e? Eu Timpul că... cu Piciu? Pe păi, am și timp pentru el. Când? Când? Se găsește. Dacă vrei, ai. În primul și în primul rând că eu în fiecare dimineață eu îl pregătesc pentru grădiniță. Eu nu ies din casă până nu pleacă la grădiniță pentru că Uh, am o chestie eu cu nevastă mea, eu dorm cu el, de luni până vineri, pentru că ea se trezește mai devreme, la 6.30 jumătate, ca să se pregătească să plece la muncă și la 7.00 eu am alarmă în fiecare dimineață, mă trezesc cu el, îl trezesc frumos, ne pupăm, ne iubim, nu știu ce, îl schimbă tati, îl pregătește pentru că din ință, îi face freza ca de obicei, îi dă jucăria ce vrea el să ia, dinozaurul, mașinuța sau ce e el, după care îl conduc la mașină, îl pun în scaun de la mașină, de multe ori când, dacă am timp, nu știu, două ore sau trei ore, mă duc eu și la au de la grădiniță și mai stau cu el și îl iau după mine. L-am mai luat după mine pentru că ușor, ușor se mărește și pot să-l iau după mine. L-am luat inclusiv cu ea la sală, sâmbătă și duminică. L-am dus și la cursurile copiii, de exemplu, la Academia Studiourile Bufte, apropo că vorbeam de chestia asta. Uh -huh. Da, și unde găsesc loc și e loc și știu că nu obosește sau ceva și el fiind micul se mai plictisește, vrea și în altă parte, vrea și în altă parte. Dar și duminică am un program. Eu oricum am toate zilele bine stabilite. Eu sunt foarte organizat. Uh -huh. Foarte organizat. Dacă am agenda la mine, că ți-o arătam. Eu am făcut agenda până în februarie la anul. Cu tot ce am. De mă, făcut. Că și ai că loc să mă <laughs> agenda. Da, să știi că s-a nimerit astăzi. Păi da, s a, animerit, știu, da, -a știu. Dar uh, sunt foarte organizat și știu exact să-mi aloc timp și pentru familie. Indiferent de... Și cât de important este aspectul ăsta? Cel mai important. cu familia. Cel mai important cel mai important, sunt la o parte munca. E, e, mai important ca orice. Ca orice, dar nu poți nici fără. Ea. Asta e problema, de fapt, știi? Dar dacă vrei să-ți faci timp, să faci. Problema e, nu știu, eu, a, da, există problema în care plec în turneu cu spectacole. da? Atunci n-am ce să fac. Dacă sunt la Cluj, știi, Mișoara, ce să mă teleportez, da, cu... Corect, stau cu el pe cameră non-stop. Și acum am vorbit cu el pe cameră până am ajuns la tine. Îmi mânca bine Și mi-a zis, tati vine la băiat? Și mi-a zis, da, tati vine la băiat după ce terminăm de filmat. Și el știe că eu sunt la servici. Dar nu există să nu... Și ne întâlnim. De... sunt serii în care nu se culcă la nouă jumătate, se culcă mai târziu și apuc să, -l, să, -l culc, să ne culcăm împreună că vin de la teatru când am spectacol. Numai dacă nu am pădurea spunzurațiilor, de exemplu, care ține 3 ore jumate și termina 10 jumate. Sau dacă am spectacole de astea mai ușoare de o oră jumătate, am terminat la o jumătate la teatru, ți-a nu mă mai duc nicăieri. Ai spus o chestie foarte mișto și cum să spun eu, mi se pare o chestie foarte importantă, pentru că eu întotdeauna am fost de principiu ca și tine am crescut fără tată. La 15 ani, că mi-a avut treaba, preda bucanci s-a dus ușor. Un loc de verdeață și veșnică recreere, cum a zis Popa, nu s trei. Oh, nu hă. știu dacă a fost și el pe acolo, dar mă rog. Okay. Și... Um, um, știi, legătura cu tatăl, legătura unui băiat cu tatăl, este cât se poate de puternică și de nediseminat. Nu știu dacă am zis, dar contează. Dar în același timp, cei din generația noastră au tendința să petreacă foarte mult timp la muncă în ideea în care să le ofere copiilor da, tot ce n-au -ă. avut ei. Da. Dar acum vin și mă întreb, nu este mai important timpul petrecut cu copilul? Copilul a peste 15 ani o să uite de un rahat de telefon și mai știu ce înțeles. Da, da, uite, poți să faci situația mea. Asta zic. La asta dacă mă vrei, găse îți găsești. Deci dacă vrei, poți să găsești. Eu sunt de părere. da, pe foarte multe lume mă întreabă și mă întâlnesc des întrebarea, cum poți să le faci pe toate? Uite așa. Uite că poți. Dacă vrei, poți. Cum te duci și la sală, cum te duci și acolo, cum faci aia, cum mai tu și să și filmezi, cum... Pe data, dar tu când dormi, că dormi până la 11.30, pe eu până la 11.30 eu fac 5 chestii. Eu mă trezesc la 6.30, 7, 5. Nu știu, dau un exemplu. Sunt zile în care mă duc la sală pentru că știu că am programul, cum am programul. Încep la 9 jumate repetiți, să dau un exemplu la teatru. Eu la 7 sunt în sală. Ca să am timp două ore. Am dat un exemplu, știi? Da, da, da. Termin spectacolul la teatru și n-am avut timp toată ziua. Că am avut filmări și repetiții și spectacole. Se întâmplă zile în care am două spectacole unul după altul. Am unul la 5 și unul la 7. Au fost zile în care am avut și trei spectacole unul după altul. Am jucat și la două. Am avut zile în care am avut și matineu. Nu știu. Da? da? Și nu se poate găsi. Dacă se timp și pentru sport, pentru că de ce spun asta cu sportul? Pentru că mă recrează și pentru că mă uh, detașează și îți elimină. Și așa e. Da, da. Te relaxează. Asta e cuvântul, de fapt. Da. Și la 10.30, da. dacă te uiți la mine pe Instagram, eu stau și trag de alea. 40 de minute, nu contează. Nu trebuie să stai două ore în sala acolo să mori acolo pe alea. Nu! Ai pus mâna un pic, ai dat un pic contactul cu chestia asta, se schimbă, schimbă atmosfera, se schimbă, știi, da, da, universul. Da lași un pic, ai frustrări, ești nervos, n-ai o zi bună. Că se întâmplă și chestia asta, n-ai o zi bună, băga mea și picioarele, făceai mai nu știu ce. Tu te un pic acolo să vezi că e bine. Dau un exemplu, știi? Da, așa e, corect. Adică corect. poți să le faci, există timp pentru toate. Există... De-aia sunt băgat în multe chestii, de-aia mă bag și niciodată... Eu nu... Și sunt și genul de persoană care nu poate să spună nu. Ați că ai jucat în foarte multe reclame, într-o grămadă de videoclipuri. Ai și cântat, am văzut în, în <coughs> multe videoclipuri. Am făcut multe chestii, da. Ai, văzut, ai, făcut multe chestii. Acum, dacă ar fi, nu știu, să vină cineva și să spună, băi, Silviu, sau Mircescule, m-am gândit eu mai bine, bă, băiatule, nu știu, o forță divină. El renunță tu ori la muzică, ori la teatru, la ce renunța? Nu, și putea să renunța niciunul. prefer să-mi tai o mână. Nu ai cum. Și în primul și în primul că funcționează împreună. Da, la în cazul tău, chiar și foarte dacă, bine. Te -au și dacă dau și... au, și asemănări. Piesa de, o piesă de teatru nu e ca o melodie? Ba da, te cum întreb. să, nu? cum să nu? Cum să nu? La muzică ai văzut, e momentul în care urcă și coboară, pentru că acum e soft, acum sparge creierul, acum revine, acum se numește bridge, se numește, nu? Da, da. La teatru, acum e un conflict, acum e dragoste, acum e chill, acum nu știu ce. Sunt mână-mână. Vorbim de ce este testează, Scuză-mă. De ce este la facultate la una TC care Uite, mult să zic că testează urechea muzicală. Așa. Că face chestia asta cu tine? Și tu trebuie să refaci. Tap tap tap. Știi? De ce muzicală nu, nu trebuie neapărat că nu a sti, a sti. A sunt a actori a care a nu cântă, nu au, voce, muzicală, nu au voce, dar au ureche da. muzicală foarte bună. Păi ai nevoie. Și de atunci de poți să-ți dezvolți un pic vocea, știi? Adică poți să faci o anumită la un anumit nivel, nu trebuie neapărat să ai o voce divină da, da, Dar contează asta, știi, pentru că ai ureche muzicală, pentru că simți-o la ureche muzicală și ai și în teatru și în film trebuie să ai un pic tempo la muzică. aia, că ai văzut, când da, e conflict ritmul, e ritmul, știi? Ritmul, ritmul, ritmul. ritmul. Da, 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 da e foarte important, da. cum să nu deci n-ai care... cum, la asta n-ai cu na, 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 cum să renunți n-ai, 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 n-ai avea cum Spune-mi o altă chestie, în teatru știu că se spune că e greu să faci comedie și că probabil uneori e mai comedie, ori... farmacie. Poftim. Comedie-farmacie <laughs> Păi e așa e. Da. Comedia e farmacie. Nu știai? Nu. Comedia e farmacie. Totul e bine stabilit. Replica se dă când trebuie ca să te fac pe tine Să-ți să dau panciu. Totul este ca la farmac, Bine, când scriu acolo prescripția da. nu spune doză nu știu de care cu doză cu nu știu de care ca să nu mori. Păi și eu când vine replica peste replica replica peste replica replica peste replica te-am făcut să rezi. Corect. Regula de 3. cum Mălele are regulă de 10, de 11, de exemplu. Îți dă aceeași chestie de 11 ori te face să răzi. Tu te la din eu cu prosa la ce vrei tu, unde e el. Ți le dă repetate, dar același timp ți le dă una după alta, una după alta. Vorba lui prosul meu, Radu Gabriel. Și când a scos peștele capul, pac, i dat în cap la spectator. Și tăia râde. Știi, ai văzut aia, când era mici, cu jocul ăla, dai cu bețigașul în la peștișor, că la deschid aia. Așa e și la cap. Bau, <laughs> știi? Și atunci spunem știu, comedia nu e ușor de jucat asta, știu că am au mai spus o mai mulți mai mulți mm. actori. Depinde cum vezi lucrurile, da. Ție ce se pare mai ușor de jucat, comedie sau dramă? Niciuna nu e ușor de jucat. Dar dacă ambele ar fi să alegi, grele. dacă ar fi Eu... să alegi. Știu că te-am auzit spunând la un dat un lucru. Nu știu, mie mi se pare că mă, 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 mă potrivesc mai bine pe dramă de exemplu. Unii îmi zic că mă potrivești foarte bine și pe comedie, pentru că felul meu de a fi și cum sunt eu, tipologia pe care o am, merge foarte bine și cu comedia, știi? Dar îmi place mai mult drama. De ce? Nu știu, că sunt o persoană sensibilă și îmi place să sufăr. și <laughs> de ce te întrebam de comedie? Pentru că ai adus aminte de colegi de ai tăi din facultate, care acum fac stand-up și care sunt acolo sus. Am colegi. Nu. Toată Ai fost tentat niciodată să faci și tu stand-up? Nu. Varum? Nu. Nu, nu m-am. Nu m-am. -am, -am, Am un debit verbal incredibil. S-a văzut. Vorbesc de. Dar. Nu m-a tentat niciodată. Nu știu, cred că aș putea să o fac. Nu știu să zic exact, dar. E ca aia cu scrisul versurilor. Uh -huh. Nici asta n-am zis în altele. Da, n-am da, da, încercat niciodată să fac versuri, de exemplu. Dar sunt de părere că uneori trebuie să-ți mai vezi și de lungul nasului. Okay. Adică nu știu, nu toată lumea poate să facă anumite chestii. Eu am zis mai devreme că m-aș băga în orice pe da, ce da, da, da. În plan artistic, dar asta nu înseamnă că pot să și fac toate chestiile, știi? O întrebare oarecum retorică. Ești foarte tânăr, evident. Uh, dar te-a tentat cumva regia? Păi fac asta cu copiii de la școală, pentru că facem spectacole de teatru. Și fac asta acolo, mă joc cu ei și îmi pun uh, mintea la contribuție și fac spectacole. Eu cu ei fac spectacole. Hai să mergem un pic către copii. Da, la Copii Academia, Studiorile Buftea sunt de trei ani de zile acolo, am niște copii minunați, avem niște copii minunați, suntem undeva la 900 de copii. Poftim? Avem la ora actuală, da, 900 de copii avem. Wow. Da, avem sediu și la Cluj, avem sediu la Studiorile Sahia și la la Ploiești și la mai nou, anul ăsta am făcut și la studiourile Buftea, unde făceam și înainte, dar le-am transferat în București pentru că e mai ușor cu transportul. Uh -huh. Suntem o echipă de traineri, că noi așa ne numim, trainer, nu profesor, nu ca asta e cu predatul, predatul în că nu, noi facem chestii pe dezvoltare personală și îmbinăm utilul cu plăcutul. Uh -huh. Și ajutăm copiii de generații, nu știu, adolescenți și tot ce înseamnă să iasă un pic din zona de confort. Care este range-ul de vârstă? Între cât și cât? Păi avem de la 4-5 ani am avut și grupă de adulți, am avut o femeie care avea 41 de ani mă, ce mișto. cu care am lucrat. De exemplu, eu la mine în grupă am un copil care e orb. Au? Da. Da, și vezi că e foarte Ăla atent challenge. și receptiv. Și la da. challenge. Da, și acum trebuie să fac, ei sunt da. anul 3 și la, la anul 3 facem spectacol de teatru. Uh -huh. La anul 2 fac scene de teatru ca un examen, cum făceam noi la facultate, iar la anul 1 se face o piesă de teatru scrisă de ei și regizată de trei. Adică de da. noi. Da, da, da. Asta apropo de regie. Uh -huh. Da, și în anul 4, mai nou, acum că am băgat și cu anul 4, în anul 4 se trece la un alt nivel pentru că Academia a avut uh, un proiect foarte mișto, anume un serial. Se face și un serial cu copii și s-au făcut și două filme și avem și foarte multe scurmetraje pentru că avem și zona de film. Se îmbină teatru cu film, unde la fel au scurtmetraje scrise de ei, după care trebuie să trece la un scurmetraj mai lung. De, Scurt adică, metrajele astea le și publicat undeva pe o platformă din asta? Uh, au avut acum, de exemplu, când am avut deschiderea anului școlar, le-au văzut la cinematograf, la okay, Băneasa. Okay. După care, nu știu dacă ce vor să facă cu ele, dacă vor să le pună undeva, trebuie uh. să le dai oamenilor, să le vadă și copiii acasă, adică sunt multe chestii. Da, și facem o treabă foarte mișto. Foarte, foarte mișto. Că mă gândesc că din rândurile copiilor pot fi selectați, nu știu, 2, dar 3, sunt 3. copii care au... Sunt copii care au jucat în chestii, nu știu, la, și la pro și peste tot. Au, au fost copii luați. Dar au fost nu... copii plus că și, de exemplu, Domnica Crăciumoară, care uh -huh. e cea mai tare directoare de casting și sunt mai multe. A, noi acum, mai nou, am, am, avem o platformă a noastră cu bază de date, cu toți copiii pe care îi avem. Și Ia. se accesează în momentul în care se cere. Aha, ok. Deci tu și spui Ia. aș avea nevoie de niște copii de 15 ani, dacă aș putea, diferite uh -huh. tipologii și nu știu Noi suntem exact 15 ani, cât avem, știi? Uh -huh. Da, 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 da. da, da. S-a dezvoltat foarte mișto, foarte, foarte mișto. S-a dezvoltat chestia asta și îmi face plăcere să să lucrez cu copiii. Am trei grupe. Am trei grupe. Am una sâmbătă, de la 1 la 4. De la, de la la Ăștia sunt mai mărișori. Sunt anul 3. Duminica dimineața am anul 2 și duminica după amiază tot anul 3. Nu știu. Da. Foarte copii tare. mulți. Am avut, nu știu, am avut în grupă și 20 ceva de copii. Foarte Și nu tare. e ușor să lucrezi copii. Păi nu, 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 nu. 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 Și avem Toma trei avem zi trei tare. Da, da, da. da. Dar e mișto că merge și că Lumea a da, mă Și ție energie de la ei, să în Sau nu. <laughs> Depinde. Eh, Depinde normal, și da, cum ești cum în ziua respectivă. ei, dar în general, da. de la copii n-ai cum să nu ție da, energie. Da, da, da. Că da. Sunt, sunt atât de pur și atât de curați încât n-ai cum să nu, da. să nu te încarci. Hai să trecem un pic la film. Uh, Vlad, clanul, mă refer la astea mai cunoscute Și acum, iată... vezi de oraș. Da? Și acum, iată, băieți deștepți. Iarăși băieți, stai da, că aici ai zis, deștepți. ai zis seriale. Am zis serial, dar am trecem zis, trecem în partea de film de lung metraj, în cinematograf. Film în general. Hai să Ok. ca ca artă, na. Băieți deștepți. Yeah. Vorbește-mi puțin Omic. despre proiecte e independent, Da, spus. e un proiect independent după o idee de Tiberiu Ioana, cel care și produs filmul. Mm -hmm. Și a fost e mișto că lucrez, am lucrat cu colegul meu și prietenul meu foarte bun, Sergiu Costache, care avem și o prietenie răstrânsă, suntem prieteni foarte buni, în primul rând, lăsăm la o parte colegi de platou și de teatru. Și am început cu Igor, Igor Kobylanski, toată treaba asta și cu Tibi și cu, și cu Sergiu, Pe care a venit și Olimpia, și Cristi și toată lumea ușor, ușor. Nu știu, zic de unde să încep, cum să, cum să, ce de să uite, De exemplu, ce... mai așa, brutal, cum e să fii pe același platou cu Cristi Am mai lucrat împreună. <laughs> Mie mi s-a rămâne genunchiul doar la gândul. Nu, no, nu. No, Cristi e un om foarte mișto. Bine, tu, ai, tu joci și cu Maia Morgan, ștăl, cu doamna teatrului românesc. Da, suntem la al treilea spectacol împreună. Așa, și nu te simți acolo, sau mă rog, la început nu te simți acolo. În la acolo, început m-am simțit, am simțit la sub Primul meu spectacol, permite da. Permiteți să în 2015, o replică, doar, și în, în 2015, da, într îți dai seama. în 2015, când am debutat în Teatrul Național cu spectacolul Visul în Ops de Vară, unde jucam Demetrius, Metius. dai seama, că a fost pentru mine, acolo l-am întâlnit și pe Mihai Constantin, acolo l-am întâlnit și pe Gigi Frim, am întâlnit toți actorii Teatrului Național, Daniela Nane, Maia Morgenstern, Costel Constantin, Tomi Cristin, Toată garda, toată garda acolo, toată garda, garda. Și cum vă zic, stați un pic, am și o replică, dacă permiteți. Nu e așa, nu e așa, pentru că ei te, de fapt, nu este, e, e normal să ai chestia asta, că wow. Păi normal. Dar pe de altă no. parte ei te fac să te simți egal, ceea ce e un mare lucru. Te fac să te simți egal. Și Dar te ajută, acolo, evident, la acolo. în interpretare, evident. în tot. Evident, evident. Și te ajută și îți spun unde greșești și unde poate nu e bine, sau frazare, sau nu știu, orice altceva. Bine Bodochi, ei sunt și Marius, că foarte de, marius, marius, marius Bodochi, de exemplu, și toată da, da. lumea. Ei sunt atenți la chestiile astea și te ajută. Nu îți dau un cap, nu e bine ce faci. Nu. Superb. Nu, pentru că de-aia sunt mari. Da. Dar n-ai cum să-mi spui mie că n-ai avut nicio fază penibilă pe la repetiții sau poate chiar și într-o Nu există, dat. să știi, nu. N-ai avut nicio penibil, fază. fază? Penibil, nu, dar nu știu din ce punct de vedere nu pe știu, știu, penibil. să uiți o replică, să... Te pierzi se întâmplă în întâmplă să, să se, întâmplă să ai, se întâmplă să ai un blank sau ceva, dar important e cum rezolvi situația. Hai să luăm altfel. Care a fost poftim, cel mai amuzant moment care ți s-a petrecut în timpul vreunei filmări sau în timpul unui spectacol? Păi se întâmplă des, se întâmplă discuțiile dintre actori în timp ce publicul se uită la ei și pentru vârful buzelor discutăm unii cu alții. Alea foarte mișto. Pentru că eu chiar dacă sunt acolo spectacol și publicul e acolo și eu pot să zic ție... Nu scă să uită la tine de acolo. Nu știu că și Florul că mai are ceva de sus, dar nu ne vă că nu are rost. Înțeles. Ceva uh -huh. de să se dea de gură, să trimite Dat, ți-am dat da. un exemplu, știi? Astea sunt amuzante. Sunt multe chestii amuzante. Se mai fac cioace, se mai fac glumițe, se mai fac... A, că, știi cum era mișto? Era pe vremuri. Îmi uh făceau -huh. aia niște glume. Da, nu știu, am, tot felul, am auzit tot felul de povești, nu știu, aveai de intra cu o valiză în scenă. Și mașiniștii spuneau trei pietre în ea. How? Și trebuia să o cari în scenă, nu știu. How? Sau îți întorceau, de exemplu, tu știai că birou aici are un sertar, și ea ți-l băteau în cuie și nu puteai să-l mai scoți. Nu puteai să tragi sărtarul să, tarul, să scoți hârtia respectivă unde poate era ceva important. Sau ți-l întorceau și nu mai găseai ăla. Dau un exemplu, știi? Bună asta. Bună rău. Da. Bună rău. Tu n-ai avut asta. Am mai făcut și noi cioace, dar mai face și noi cioace prin spate pe acolo. Se mai întâmplă chestii. Nu? Dar pe scenă nimic? Pe scenă nu prea e cum să faci. N Ai ce să adică nu te-au pus în nicio situație de asta mai așa mai... Ba da, se întâmplă, de exemplu, să primești o foaie și să fie ceva scris important și să-ți dea foaia goală. Cum s-a mai întâmplat pe la Să mai întâmplă, să mai întâmplat. Dar trebuie să fii atent acolo, că dacă știi tot textul, atunci n-ai avea o problemă. Știi? Și nu ți-a aduce de nicio fază amuzantă, mă rog, de la repetiții? Sau la nu, la știu așa. acum să zic. Am multe, nici nu știu să zic exact unde. Ce. Hai să facem un fel următor. Până terminăm, tu faci un exercițiu de memorie. Te gândești, te concentrezi. Am prea multe. Am, dacă nici eu nu mai am memorie, cine să mai am memorie? Păi. Am memorie, dar nu știu să zic acum. Este nu este de imagine ca să cităm pe celebra doamnă mm. Hai, dacă nu-ți bubuie, nimic mai din trecut, trebuie să-mi spui ceva. Da, vorbim. mi s-a întâmplat la mama mea, de exemplu, când, în momentul în care îmi scot teneșii și i am scos teneșii din scenă și la un moment dat nu i-am mai găsit și a trebuit să joc de scurs pentru că erau teneșii mai în picioare la altul. <laughs> Bună și da, asta. un exemplu. Bună și asta. Sunt Bună. destul de. Dar le rezolvi. Bună și Important e cum Bun. le, re -re rezolvi. Știi, râzi în acolo, râdem toți și după aia. A, una amuzantă mi s-a întâmplat. Una... A, am una amuzantă. A, am una amuzantă. a atunci. sărit o plombă. Nu pot să cred. Da. În, da. timp ce... în timpul spectacolului. Ce te reproduceai pe scenă? La Noaptea Furtunoasă. Așa. La Noaptea Furtunoasă jucam Chiriac cu Alex Bogdan, cu colegii mei de generație. Un spectacol Așa. foarte mișto pe care l-am jucat până în ziua de astăzi și ar trebui să-l mai jucăm. Îl jucăm mai nou la teatru din Buzău. Uh -huh. Da, făceam... n că e aproape. Da da, 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 da. Și în facultate aveam o plombă. Aici, undeva. Știu, intrarea lui Chiriac, jupune, trebuie să facem mandat de arestare pentru tacă că e de la sfântul Efterie, că nu vrea să iasă mâine la exerciți. Eu cu Alex. Păi de ce nu vrea? Că nu știu ce, că nu știu cum, că trebuie să-l arestăm. Că a, a. Și eram atât, am intrat atât de cu, jupune, trebuie să facem mandat de arestare pentru. <rătruzări> a sărit plomba de aici, de mare gaură. Că eram un lucru cu dinții atunci. Pe da. și... șantier. Șantier, pe șantier. Așa. Și mi-a sărit, dar ăsta n-au se... apucat să observe. Alex, că dacă observau, nu sigur. Rădeam de, de neaveam. Și nu știu ce, și când am sărit și fugea aerul pe ei, știi senzația? Vai de cap, nu știu dacă ai, doamne ferește, să nu o pățiți. Și bă, <coughs> nu știu ce, și după aia când am terminat, m-am dus, în, am terminat scena cu ei, au rămas în scenă, dar n-am observat, că am și jucat un pic mai în spate ca să nu-i fac să râdă. Era începutul spectacolului, îți dai seama. Și m-am uitat, am primit poză cu filmul. Ce tare. A, e videoclip. Ah. Ceva face grasul. Și... M-am dus în spate, cum, mai așa și am la toți le-am zis în spate, i-am pus în temă. Să nu se trezească cu mine partenerii în scenă, că dacă să, te, să nu-i fac să dacă că țin Sunt la chestia. ce fluieratul pe acolo. Zic, mi-a sărit un dinte. <laughs> și ea s-a ce? Zic, mi-a sărit o plombă în față. Nu mai am aici. Am e, când am zâmbit, băi, e gardul când am zâmbit, erau patru în spate, aia a început, a făcut... De seama. da seama zic consumația aici a acum zic că trebuie să intrăm acolo am dus tot spectacolul așa de baftă. ce să fac am dus spectacolul așa normal ha, și după aia m-am dus la acum sunt ok am gardul nou. Angar. Hei! La băieți deștepți? Hai să ne întoarcem totuși la el pe La băieți deștepți, da. Să ne întoarcem la băieți de ștepți. de, am zis, Tibi a avut ideea asta mișto și cu, foarte mișto și de apreciat, apropo, și am spus și lui aseară la Van Premieră, e foarte miș. am zis, după ce s-a terminat filmul și a trebuit să vorbim fiecare, că e de apreciat să existe oameni ca el, în care să creadă în chestia asta și să aibă o pasiune pentru, pentru filmul românesc sau pentru teatru românesc sau pentru tot ce înseamnă artă. E foarte mișto să-ți dai din buzunarul tău de acolo să zici, bă, vreau să fac un film. Bă, nu e ușor să faci un film. Important e să strângi o echipă, să te ajute oamenii de lângă tine și să, să, să... aveți... Asta e mișto când oamenii au aceleași vise. Asta e de exact. fapt. Știi? Cu toții avem, ace... Că avem toți Petru, aceleași vise. E mișto când oamenii au aceleași vise. E mișto. Ba, da. e, mișto când, începe. da, e mișto când oamenii au aceleași vise. Da. E mișto. Ce tare asta. Da, și am crezut amândoi, tot, amândoi, doamne, toți trei, toți patru, toți câți am fost în distribuție în visul lui și a ieșit produsul ăsta băieți deștepți. Mișto foarte mișto, un mișto foarte mișto, așa da am pe zis, e, da, e mișto foarte mișto, e mișto, mișto, foarte mișto. Asta uh, e un film foarte tare, o acțiune-comedie, comedie-acțiune, cum vrei tu, nu vreau să zic foarte multe, că vreau să meargă lumea la da, cinematograf. Da, da, da. Adică... Dar la ul să-l dai așa, ăla ce e în, tiză, în Da, în, din ce ați văzut în tiză, e vorba despre un mafiot narcis care Cristi Iacob cu acești trei polițiști mai mult sau mai interesanți. Puțință, la <laughs> da, da, Costi, Alex și... Subsemnatul cum ar veni. Da, suntem zi mișto, e mișto, e foarte mișto. Vreau să meargă lumea să vadă și să, să susțină filmul românesc, asta e important. Băi, dar vrei că în ultima vreme s-a schimbat cumva tipologia filmului românesc. Și asta mm -hmm. e foarte bine. Adică cumva am trecut de la dramele alea permanente, socialo-nebunești, cu domne, nu ne găsim, nu ne regăsim, ne căutăm, ne adâncim, ne pierdem, ne răsfățăm. Și s-a trecut într-o zonă de asta un pic mai, mai altfel, mai funny, mai cu niște efecte. Mai, mai... Cam la Hollywood, așa. Exact, se, vrea, se vrea, ca afară. Că asta e consider, că, consider că platforma asta, Netflix, pe care au intrat foarte multe filme românești, a ajutat în direcția asta? Bineînțeles că ajută. ajutat. Orice chestie ajută. Adică dă cumva o linie de asta și forțează cumva cinematografia română. Zic, Ia, hai mă, scoate toată. Dar e miște în primul rând că ajută prin faptul că ei iau produsele astea și le distribuie mai departe și pentru asta ei plătesc da, da, normal. Asta, normal că ajută foarte, foarte mult. Și îndeamnă la mai mult, la mai... Băi, ai o chestie, ne place, dă-o încoace, dăm noi banii pe ea. Cât ai investit? Atât. Poftim. Mai vrei ceva? Poftim. Hai, dă-l încoace, să-l băgăm, să vedem. E foarte mișto. E foarte mișto că se întâmplă chestia asta. Da, și zic, da. Doamne, așa să se întâmple pe mai departe și să se dezvolte pe mai departe, pentru că s-a dezvoltat în ultimii ani se dezvoltă în continuare. Da, am văzut foarte multe filme independente. Da, felicitări tuturor, făbute. felicitări tuturor care fac filme independente. De pun de la România cu tot ce înseamnă cu Codin, exact, cu tot exact. ce înseamnă, tot respectul pentru toată lumea pentru că fac chestia asta de la team building și Miami Beach și tot ce înseamnă, tot ce a mai ieșit. Eu nu știu, că au ieșit, e, Și taximetriști, tot ce înseamnă, da. Ăsta, băiatul care a scos-a cu Mircea Bravo, că a făcut și el. Două. E al doilea da, film. Da. Așa, foarte tare că fac chestia asta, foarte mișto. În primul rând că, uite, și acum. Asta de nu jucători. arată cumva o maturizare a societății? Ba da. Adică nu cumva arată că mergem și noi în direcția unde înspre curge apa ca la robinet? Da, spre bine, da. da. Și atunci, în condițiile astea, unde te vezi peste 10 ani din punct de vedere cinematografic? Muncind. Doar atât. Totul la tine să la mult. Da. Ai vreun un rol care ți-a rămas în suflet și nu poți să-l scoți sub nicio formă? E rolul meu de licență. Treplev. mi am un scriitor care mi-am și dat licența din Pescărușul de cehov. A fost foarte greu acolo. Am muncit foarte mult pentru că m-au scos din zona mea de confort și mi-au dat pe contra Ăla a fost testul. Și l-am dus, cred eu. L-am dus. L-am amarcat foarte mult pentru că aveam altceva altceva, le lăsăm la o parte ce vedeți voi în ziua de astăzi, Silvi Mircescu, nu știu, rolurile pe care le-am tot făcut. Amintei ceva mai devreme de tipologia actorului în care trebuie să te încadrezi. Da, eu sunt o tipologie, vrei să-ți explic? Hai, Dar să, ce... hai să lămurim un pic pentru, pentru tinerii din ziua de și pentru cei ce ne urmă care ar vrea teoretic cumva să îmbrățișeze meseria asta de actor. Ce înseamnă totuși să te încadrezi într-o tipologie? Pentru că sunt convins că sunt foarte mulți care sunt în. nu prea. Ușor să confuzați. prin felul cum arăți și prin ceea ce exprimi tu și felul tău de a fi și vulnerabilitatea pe care o ai și tot ce, ce, ce ține de tine. Uh -huh. Ce ține de tine ca om. Vrei să te rămâne? încadrezi într-o anumită cu Da, ai văzut. Unii sunt făcuți pentru comedie, de exemplu. Corect. Pentru că îi ajută fizicul, pentru că îi ajută felul de a vorbi, pentru că îi ajută. Uh, Dăm corp, un exemplu la ară... întâmplare. Marin Moraru. Marin bilic, iată. Și noi am iată. fost în facultate amestecați. Eu sunt pe rolurile de negat nu, negative sau pe rolurile de lover boy sau pe rolurile de, știi? De dur. De dur, de... Da. Da. Și unii sunt... Când sunt... Cum ești tu? felul tău de a fi. Corect. Felul tău de a fi, cum te exprim. Cum... Te... Uite, eu sunt foarte, vezi că sunt repezit, vine să vorbesc repede, să fac nu știu ce să... Da, știi? nu știu cine te fugărește, zici că ai... Apropo de chestia asta, că fac, -o, iarăși, nu -o întorc foarte la, bine. Cu la Graffiti Dreams cu domnul Floriza în să team în aceeași cabine și am, am mirosit eu ca cum stă treaba. Evident că am fost distribuit pe un rol de băiat de cartier. Normal că ăsta sunt. Da. Asta pot să joc la ora actuală, eu. Ce pot eu, am asta e paleta mea. Nu zice la nimeni, am -a făcut, de exemplu, și niște roluri foarte mișto în comedie, când am jucat un în nebunul satului sau ceva, unde foarte m-am descurcat de la Lilieci, unde am jucat sau nu știu. Dar o te ia pentru ceea ce poți să faci mai bine și pe imagine. La ora actuală se caută foarte mult și imagine. Știi? Da, Cum da, arăți. Da, 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 Dai bine, nu dai bine, te iubește camera, nu te iubește camera. Știi? P am da. o mulțime de actori schimbându-și pur și simplu fizionomia, mă rog, fizionomia, fizicul. Dar și eu trec prin pe chestiile bun. astea. Am trecut și eu prin chestiile astea chiar recent. Povestim și acolo dacă vrei. Și, te rog. Uh... Da, și l-am întrebat Florin Zanferescu, zic, domn profesor, zic, eu o să joc toată viața mea numai de ăștia de cartier și băieți, că știu că e așa ară și asta. Și mi-a dat un răspuns extraordinar. Ce mai Silviu, l-am mai spus și în alte interviuri. Ce mai Silviu, important e cum le faci pe fiecare și cât de mult te avansezi de la rol la rol, de exemplu, de băiat de cartier. Ce cât de bine te perfecționezi. Pentru că, uite, cazul meu, eu până la 40 de ani am jucat numai țărani. Da, 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 da. Și după aia au început să vină compozițiile și contramplaurile, pentru că am început să mă maturizez, pentru că am început și eu ușor, ușor să mă maturizez și tu te maturizezi și ușor, ușor ești al bărbat. Corect. Înțeles? Corect, corect, Dar corect. Dar acum corect. ce să facem? Jucăm cu ce avem. Asta e răspunsul meu. Jucăm cu ce avem. Important e cum le faci. Da, da. Cum le faci și cât de mult le perfecționezi. Nu o să mai profesionezi niciodată, dar măcar cât înveți și cât de bine le faci, cum le faci, pentru că trebuie să fii în alea trei opțiuni în momentul în care se vrea, de exemplu, un gangster sau un criminal sau un nebun sau un băiat de cartier sau un loverboy sau un dur. Trebuie să fii în alea trei opțiuni. Pe cine avem? Pe Mircescu, pe Xulescu și pe nu știu ce. Chiar mai pe aia trei la casting să vedem care e mai bun. Pe aceeași tipologie. Ai înțeles? Da, da. Da. E, important e acolo, acolo o să vezi. Știi? Asta e de fapt. Da, da. Asta înseamnă tipologie. Unele fete sunt, na, da, nu știu, asta, na, da, tocilarii cu tocilarii, ăia cu oia, ăia cu oia, că știi, astea sunt da, de fapt, știi? Da, 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 da. Important da Important e cum le faci și cum le, cum le, duci până la capăt. Mai simplu de atât nu cred că puteți să explice Păi Cam asta e, eu sunt la simplu. Că nu... La ce să când ne întoarcem? Când spune că, că ne întoarcem la transformări. Așa. Da, eu uite, ce de Înseamnă de exemplu... poți să-l ai pe la... unul cu memorie în fața în Vlad, ta. În Vlad, de exemplu, am fost <laughs> chel, nu? Da. Am, am lăsat părul mare pentru nu știu ce. Am avut părul lung, de exemplu, în facultate. Am trecut prin chestiile astea, inclusiv în facultate, ne spunea, voi faceți-vă schimbări tot timpul, lasă-ți o mustață, lasă-ți un cioc, radete de tot, radete în cap. fost tot felul de chestii de-astea ca și fă poze. Să le vezi, să te vezi cam cum ești. Că -ți... Dacă eu acum vin mâine la tine chel și fără barbă și fără mustață, nu o să mă recunosc. Cine mă, ăsta e Știi? Da, 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 da. De exemplu, în, în filmul lui Cătălin cu care urmează să-l am pe 11 decembrie în cinematografie, și ăsta, visul. Și despre da, visul în cinematografie din 11 decembrie. Am povestit asta. Eu, în perioada când m-a luat în film, vedea de la zi la zi că mă tot schimb la față și încep să mă. Știi? Da. Eram la slăbit. Am terminat cu Vlad, unde la Vlad aveam 97 de kg pentru că am vrut să fiu huiduma mare, pentru că tot timpul eram la costum și eram mâna dreaptă al domnului Titieni. Și na, să fie. După care am zis, băi, ușor, ușor, hai să schimb un pic registru. Că nu știi ce vine, zic, hai să trecem la altceva. Îmi las mai porul mai mare, pentru că eram tot timpul cu sunu, tot așa cu barbă, nu ce, și am zis, că îmi las să-mi fac o schimbare, știi? Și că te-am văzut și ce, băi, tu ce faci? Ai început să slăbești sau ceva? Și zic, da, vreau să schimb un pic. Și oricum, da, în film pot să, adică nu, zice, nu, 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 vreau cu burta, vreau cu burta. lasă, 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 dacă eu nu, mă, mă deranjează să fi gras. Și am dat-o înapoi. Zic, ok, și o să vedeți filmul, să vedeți diferență, să vedeți diferență. Uh -huh. Du Cum arăt acum și cum arătam atunci. Și pe aia, ușor, ușor, când am început, după ce am terminat cu ăsta, am, ajuns, am făcut băieți deștepți. De la băieți deștepți deja am început să slăbesc. Erau deja o diferență. De la 97 de kg aveam, nu știu, 90. Și când am terminat cu băieți deștepți, știu că știam că urmează clanul, 83 de kg. Mam. Da. Și la ora ma. actuală am 82. mamă, Da, masă muscular mamă, ma, ma. Și m-am apucat de sală puternic. Puternic, puternic. Am un an și o luni de zile de când filmez regim alimentar sau pur și simplu și, în sală? Nu, și, și. Și, și. Trebuie să ai grijă la ce mănânci. Și sportul. Și fac, îmi place chestiile astea, mi Nu știu, de exemplu, dacă după ce ai terminat, după ce terminăm cu clanul și aș lua altceva și el îmi spune vreau să fie ras în cap. Ras în cap și cu mustață. Facem asta trei ani de zile filmul asta, la un serial, dau un exemplu. Da, da. Ras în cap și cum stați. Ce vise să joci? Ce rol vise să joci? Care este rolul ăla pe care vrei să-l... Nu vise. de Nu N-am visat niciodată. Da, Batman <laughs> mi-a să Dar nu, nu, n-am visat niciodată. Nu, nu, nu m-am gândit la asta niciodată. Nu. Important eu gândesc că important e să joci. Bine, pe de altă parte, mi-ai tot spus în, pe parcursul acestei întâlniri noastră că N-ai nicio problemă ca asta să fii aici, și mâine să te duci cu scuterul să faci livrare. N-ai nicio problemă nicio ca asta să joci în clanul, mâine să, nu știu, să faci un o scenă o scenetă pe, pe, pe butoaie, cum se făcea pe, pe vreme. Da, da. Ce, ce nu te supăra pe mine, centru vechi. Pe mine din punctul ăsta de vedere, mai cuceri foarte mult, să o spun sincer. Și... Important e să nu uiți să fii om, cam despre asta e vorba. În toate chestiile. Gata, schimbăm. Important e să nu-i să fii om. Să știi că ăsta spun titlul. Să nu-i să fiu om. Păi da, important. Asta este guideline-ul în viață? Da. Să nu-i să fiu om. Da. Cu asta câștigi. Indiferent. O să fiu, nu știu, mâine să mă vezi la Hollywood, la un exemplu, A important e momentul în care intri pe set să dai mâna cu toată lumea, inclusiv la ăla care îți pune lumina pe tine. s-ar putea să luni. constați cu stupoare că dacă nu pune la filtru ce trebuie... Da, dar eu, la mine felul meu de a fi, așa e felul meu de a fi. Să, ah. eu așa am învățat și acasă și peste tot unde am fost, că e important, toată lumea din jurul tău e importantă, inclusiv femeia care, de exemplu, la teatru, uite, îți dau un exemplu, eu nu ies din cabina de teatru până nu pun oarele pe umeraș. Nu le las niciodată aruncate. Și am, poți să te unde? În orice teatru unde joc, poți să să chestia asta. Întreabă pe cine vrei Eu nu ies din cabină până nu e curat. Nu las în urma mea nici măcar o sticlă sau ceva. Nimic. Așa cum am găsit-o, așa o las. Că n-ai cum. Am, la Național, de exemplu, mai, am, am un spectacol în care îmi fac baie. Pentru că sunt înainte de spectacol mă face roșu în cap. Uh -huh. Joc un travesti. Uh -huh. Și cuvântul progres folosit de mamă sună teribil de fals. unde joc cu doamna Maia Morgăștie pe care ți-l recomand să vii să-l vezi. Uh -huh. Cu drag. Și joc cu un travesti acolo. Mor pe chestia asta, cu drag. Da. Okay. Și trebuie să mă spăl după spectacol, că nu pot să plec cu ăla, că am și chestii în cap și nu știu ce, și mă spăl repede la duș și se mai face apă sau chestii de astea. Mă duc și cer mopul și dau cu în, în, baie ca să nu lasă normal. Că femeile, de aia, femeile sta acolo ca să-ți strângă după tine, adică cabinierele, asta fac. Da. Dar eu nu vreau să fac chestia asta. Dar știi că mi-a spus, eu nu joc de muncă. Știi ce mi-a da. spus un turc la un moment dat? Eram pe, eram pe stradă în Istanbul și căutam o scrumier în care să aruncă mucul de țigare. Și vedeam pe toți că aruncau mucurile de țigare pe jos, sticlele pe jos. Și la un moment dat ăsta zice, da, ce, ce tegi să găsești o scrumier da. Aruncă pe jos. Zic, păi de ce? Păi da, vrei ca ala de acolo să moară de foame? Ah, ok. E job-ul lui. Adică, e job păi lui. el asta face da. toată ziua. Știi? Atunci mi s-a părut un pic ciudat. Dar eu îți dau ce apădea... un alt exemplu. Măi, și eu sunt de același principiu. Pe unde trebuie să nu lași mizeria. Ca hai să încercăm să, să păstrăm Dacă obrază. am, de exemplu, spectacolul Călătoria, unde, spectacolul Domnului Puri Călătoria, unde sunt 50 de oameni, 30 de oameni, 40 de oameni și sunt băgați câte 5 în o cabină sau ceva, dacă i-ar lăsa acolo, tu îți dai seama ce s-ar întâmpla? Haos și de, de când mai pleacă femeia acasă? Spectacolul deci. să termină la 10 noapte. Da. Să stea două ore să strângă după tine. Sau, de exemplu, și nu neapărat un spectacol atât de mare. Dacă tu ai lăsat mizerie în cabinele, sunt e o distribuție de 10 actori, de exemplu, și tu la ora 10 seara, după ce te spectacolul, lași mizerie în urma ta. Păi femeia când mai pleacă acasă, când a doua zi, ea trebuie să strângă costumele, să le bage înapoi în depozit, după care să pregătească spectacolul pentru mâine dimineață când se întoarce. Și să o ia de la capăt. dacă toți am face așa, ce facem? Unde ajungem? Corect, așa. Sunt oameni care fac chestia asta. Că sunt, normal. Da. Dar eu nu vreau să fac chestia asta, pentru că eu mă gândesc. Și tot m-am gândit la chestia și mă gând, nu că vreau eu acum să pozez la tine în podcast să zic, vai, ce om bun sunt eu. Nu, dar așa mi se pare normal, nu? Așa mi se pare normal. Ca așa e normal. de aia zic că important e să nu uiți, să fiu. om. Cum pregătești un rol? Depinde. Depinde de situație, depinde de Hai să luăm o piesă de teatru, că te am văzut că vorbești, da, cu, piesă de teatru vorbești parcă cu mai mult drag de teatru decât nu, de film. Să, pe am nu, în știu, două, pe amândouă le am cu, cu aceeași dragoste, nu, nu. nu. Adică primești scriptul, da? Primești, primești piesa? Piesa de teatru sau un scenariu de film și sunt discuțiile, prima dată îți explică regizorul, fiind mm -hmm. film sau teatru sau serial sau orice. Îți spune cam ce vrea de la tine și cum vrea de la tine și de acolo e treaba ta și jobul tău să te, să te conformezi la ceea ce ți-a zis el. El îți dă niște hinturi și dar eu nu sunt de exemplu actorul nu-mi place să fiu pus cu mâna. Că mm -hmm. sunt și chestiile astea. Da, da. Sunt oameni care te pun cu mâna și spun și -ți dau și tonuri sau ceva, sau chestiile astea care tu ai și trebuie să spui așa, și nu știu ce. Și nu știu ce. mie nu-mi place chestia asta. Mm -hmm. Adică e mișto să muncești și tu un pic cu tine. Hai un hint pentru copii. Cum memorezi rolul? Asta e un hint foarte bun pentru copii. Uite, asta e o întrebare foarte bună, pentru că nu poți să-ți explic treaba asta. E un antrenament. Uh -huh. E un antrenament pe care nu poți să-ți-l explic. Joci în atâtea piese de teatru. Da, e, făcut da, cumva eu... căsuțe în creier. Exact, am căsuțele, Așa. am căsuțele, da, am căsuțele, nu știu, pădurea spânzuraților, activez textul de pădurea spânzuraților, am după aia, nu știu, sau la serial, de exemplu, nu văd cu... O... Depinde cât de mult e. Depinde cât de mult e, dacă ai foarte mult text, normal că nu vezi cu niște zile înainte. Depinde, dar prin foarte repede. Pentru că e un antrenament. Adică eu pot să ți-l învăț pe loc. Deci memoria se poate antrena fără niciun Bineînțeles. De emoții. Clar. 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 Deci, dragilor, pentru bacalaureat, antrenați-vă da, E un antrenament. E un antrenament. un antrenament pe care... Da. Unii, de exemplu, memorează ca la un tablou. Uh -huh. și fac un tablou. Și memorează așa. Eu am niște sertare. Așa e Ți le imaginezi ca fi niște sertare. Stăm o discuție că suntem niște oameni de nebuni. Eu am și sertare. Da, mă, nu, eu am un am văzut chestia asta cu sertarele. Vorbesc foarte serios, am aș fără niciun fel de glumă. Într-un film foarte drag mie, în care rolul principal este interpretat de Camber, Camber, Bech. Camber, Cumberbatch, Așa. Camber, Camber, Da. Și filmul este Sherlock un serial senzațional. Și da. la un moment dat, în ultima serie, dacă nu mă înșel în penultimul episod, este o întâlnire cu vașnicul lui, mă rog, zi adversar, și ăla explică cumva unde ține el toate secretele. Știi că toți căutau, bă, dar unde are asta baza de date? Asta spune, e aici. Păi n-ai cum să ți minte atâtea. Ba da, totul este aici. Am niște sertare pentru fiecare chestie. Asta vreau cumva să mă explici și să mă lămurești. Cum îți formezi acele sertare? Pentru că e un exercițiu sinistru. Prin antrenament. Practice makes perfect. Mamă, ai fost atât de adânc, dar vine să-ți dau una. E dar... vorba lui Caragele, e scris adânc. Aha, aha. De așa trebuie să ți le dau chiar pe toate. Da, măi. da. Dragul ba, da, meu. Bravo, Dragul meu. În dragul meu. Știi că mă gândesc, totuși, o noapte furtunoasă nu-i dă colea să Dumnezeu te-a chemat? Eu nu. Spiritul mi-a zis să vin să văd, Spiritul să-l chidă. Cum să nu știu? Le visez. Dacă ar fi acum să alegi cel mai important, uh, nu știu, personaj, pe care l a interpretat, care ar fi? Mi-ai spus că ce, cea mai importantă piesă a fost cea de la licență. Dar cel mai important personaj... Toate sunt importante pentru mine, pentru că la toate am muncit. Nu pot să spun... Uite, am -aș avut, aș exemplu, am un spectacol, am un spectacol pre, pre, preferat. Uh -huh. uh, Regele Lir, pe care l-am jucat cu Mihai Constantin. Uh -huh. ele, nu știu dacă ai văzut spectacolul la Național, Nu l-am văzut. O superbitate de spectacol. Spre rușinea mea. Făcut în regia lui David Duiașvili. Foarte mișto. Foarte mișto. Foarte mișto. A fost spectacolul meu preferat din teatru. Mi-a plăcut foarte mult. Jucam ducele de coruă. Ce nu mai jucați? Nu se mai joacă. De din Păcate, din păcate. Nu se mai joacă. La un moment dat nu se mai joacă spectacolul. Dar probabil se va relua la un moment dat. Nu, nu cred. Nu? Nu cred, da. Sunt multe, toate îmi plac, la, toate la toate pun suflet, la toate indiferențe, am zis, adică, nu știu, ca niște copii pe care îi naști, îi crești și n-ai cum să îi uiți, știi? Da, normal. Adică nu, -am Toate, toate, toate îmi sunt dragi și nu regret sau uite, n-am niciun regret să zic că, lău, nu mi-a plăcut aia sau că am făcut Laș aia. Lași o părticică din tine în fiecare personaj interpretat? Cu siguranță. Se da, da, dar da te consumi. Te consumi și la orice, la orice. Câte tatuaje ai? <laughs> multe, mai multe. Multe, splin. Am tot spatele, am brațele și pe picior. Fiecare tatuaj cu povestea lui. Bine și care e cel mai apropiat de, de sufletul tău? Părinții mei. Am pe stânga și pe dreapta mama și tata. Și 67 ce înseamnă? Tata. 69 mama. Și e și zodia mamei. Rac. Ce? Asta e rac, să știi. Nu e pești. Spune. spun eu. Da? Știi cum mă pricep la Zodi? La fel cum mă pricep și eu. Ca balerina la spart mere. Da? Nici eu nu știu nimic. Nici o treabă. Bă, către niciunde. N-am nicio treabă. Nu înțeles. Hai să facem cu și ne mai gândim după aia, mai primim întrebări, mai luăm un pumn după ceafă, mai din asta. Ah. Mâncarea preferată? Cartofi prăjiți. Poftim? Cartofi prăjiți. Atât de sec? Da, cu brânză, rasă peste. Dacă, dacă îți pui roșie. Dacă, dacă spun ce și mai așteptam să-mi în răspunzi, înțevenești. Ce? Porumbul a furat. Sau ăla, da, da. da. <laughs> Sau ou, prăjite. Te duce mâncarea asta cu gândul la copilărie? Da. A, ah, uh, prăjit cu pâine, da și cu pâine și cu cartofi prăjiți. Da, da. Hai că mi-e foame, hai să trecem da? peste. Am înțeles. Materia preferată în școală? Matematica. Păi da, mai zis că urei, o urai din toată ființa ta. Intenționați, <gri> <gri> a zis. <ațes. gri> Muzica. <gri> Muzica. Muzica și dansul ne fac fericiți. Tam, 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 tam. Destinația preferată? Acasă! <gri> hai mă, nu, destinația turistică preferată. Nu știu, N-am fost în Grecia, poftim. N-am ajuns pe acolo. Pe bune? Nu, că muncesc. Păi ia și tu o pauză, că nu O, o să merg la un moment dat. Autorul preferat? Caragiale. Nici n-aveți ce să spui așa, te băteam acum, în jur. N-ai cum. Ei, Ile, băiatul, Uite. copilul. Dacă nici el nu ne-a arată și la cameră. Să vadă lumea ce frumos e. Oricum ai niște tatuaje foarte mișto și... Mulțumesc frumos. Aici și... este, dacă, în momentul în care nu ai un milion, îl vezi pe mână aici, știi? Când ai o bagnotă. 1989 anul? Să de nu uit ce an m-am născut. A, acasă, da, da. înțeles, da, e bine. Am da. Place. Sportivul preferat? Opa. Sportivul preferat? Da. Păi... Nici nu știu să zic. Îți spun al regizorului, Remi Bonieschi, Opa, ia-ți-o pe asta. A, mișto, mișto, vreau zic și eu, Mike Tyson. Merge. Merge. Merge, cum să nu? Oh, oh bravo. Cântărețul preferat? Așa. Sure. Mă așteptam să-mi zici Michel Chanson, le plus grand chanteur. Îmi trebuie să prefera dacă vrei internațional Asher și dacă vrei în România Alex Vela, că e nașul meu. Auzi, mă, o întrebare. Poți să-mi răspunzi sau nu? Până la urmă, care e mușchiul ăla Ceps, mă? Publicitate. Publicitate, da. Îmi iubesc pe nașul mult de tot. iubesc nașul. DJ-ul preferat? Ai vreunul? Păi că ești cu muzica. Dar n-am treabă cu DJ. DJ preferat al meu, da, să spun eu unul. DJ Undo. Undo, bravo. Dacă e din, e din, DJ e din hip hop, e din hip hop underground. Actorul preferat? Silvio Mircescu. Johnny Depp. Îmi place. Mă așteptam să-mi dai răspunsul. -am, am și un citat de-al lui, de lui pe care mi l-am citat toate altfel. One day the people that didn't believe in you will tell everybody how they met you. cât câtă deci, profunzime! Atenție! La... Umblă vorba! Suntem pe ele, stai cu minte. Băi, te-am întrebat unde te vezi peste 10 ani, nu te mai întreb. Un cint, ca de obicei. Să ne dea Dumnezeu sănătate, că de restul ne ocupăm noi. Cât de important este să fii conectat la tot ce e modern? Foarte important. Trebuie să nu pierzi pasul. Trebuie să ții pasul cu moda, cum s-ar zice. Uh -huh. Moda nu ne referim, mai strict la chiloței cu alta În general de, am da. am făcut o, o formă, da, în general. Dacă ar fi să... Dacă ar fi... <laughs> Dacă ar fi să cauți un răspuns, unde l-ai căuta? În bibliotecă sau în chat GBT? GPT? GPT. A? A, e bine. Nu că ești modern, dar teatru sau film? Mai răspuns, nu e cazul. Ambele. Operă sau operetă? Unde te relaxezi mai bine? Ambele-s mișto. Și la care dintre ele te relaxezi mai păi bine? Păi la operetă, că repete acolo, nu? A, am înțeles. Rock sau rap? Pentru deconectare. Hip-hop. Rap. Music. Am înțeles. Goci sau Versace? Niciuna. Atât de modest? <laughs> da? Da. Bravo. Porsche sau Dacia? Dacia. Sarmale sau calamar prăjiți? Sarmale. Da. Dar -a vezi vrut. că îmi place și fructele de mare, să nu mint. Da, bravo. Vin sau gin? Vin, mai vin. Și cum se relaxează Mircescu? În afară de muncă, muncă, iar muncă. Să spun imediat cu băiatul lui și cu familia lui și cu nevasta lui. Ala e cel mai mișto mod de a te relaxa. Și bineînțeles, da, și la sport. Dar de asta e altceva. Ăla e leagă tău? Acolo te simți tu în siguranță? Bineînțeles, încă Bine. băiatul meu tot timpul. Nu există leagă mai frumos și nu există Cât Câți frați mai avea minunăție de copil? Ar nu. <laughs> nu știu. Ce-o vrea Dumnezeu? Bravo. Ia patra sau a cincea când, când îl, pomenești pe Dumnezeu, e a sau a cincea când îl pomenești așa din inimă. Da. Și ai spus că este foarte important în viața ta și spuneai că ai când. Dar tu știi o chestie, în... hai să spun o chestie foarte scuză-mă că te-am întrebat. nu mai întreb. Știi că foarte multă, lume, foarte multă lume zice, Doamne ajută. Da. Eu zic mulțumesc, Doamne. De fiecare dată. Corect, așa. Și ai. când te la biserică, nu zic, Doamne. Și stai ajută. așa, pentru ce îi mulțumești? Pentru tot ceea ce îți dă sau și pentru ceea ce ți ia? Pentru ambele, pentru că dacă nu ți lua, nu ți dă. Băi, profundule! Pare eu așa îngânfat, cum ziceai tu, dar vezi că... Păi, dar n-am spus-o eu. Stai o secundă. N-am spus-o eu. Intrăm da, acum că îi pe Facebook. Da, rând. vezi o că, spar că îi intrăm calculator. acum pe Facebook și căutăm comenturile ce le-ai avut atunci și, da, o să știu. Vezi, păi, și atunci știu de ce eu. mă pone grești? asta au fost acum uh, șapte ani, dacă nu mă de știu. De ce mă strângi în pumnul tău? Tău. Da, tău, tău, tău. Păi, cred că am atins cam toate punctele, nu? Da? Ne mai spui ceva? ne dai un hint pentru 11 decembrie? Ce va fi filmul ăla? Hai, nu ne lăsa așa. Pe 11 decembrie va aștept la cinematograf pentru că va fi o super comedie în regia domnului Cătălin Saizescu și anume Visul, cu o distribuție de excepție, cum va fi Vlad Logigan, Georgiana Saizescu, Losfe Dumnezeu să-l ierte, de la Chattra Benz, uh, Sergei Mizil, Nicodim Unguranu, Magda Catone, Georgei Vașcu, Florin Piersic, Junior, Nai Alexandru. Pe cine mai avem? Să nu uit. Spahiu, domnul Spahiu, este și domnul Spahiu în film. Și Gloria Gaitan și Mircea Drâmbăreanu și Nicodim Ungureanu, am zis, n-am zis, Ștefan Lupu, cu o distribuție de excepție și mulți alții care am ajutat și îmi cer scuze dacă nu i-am spus. Dar vă veți distra foarte tare pentru că subiectul este despre o echipă de pușcăriași care fac un spectacol de teatru și anume Visul unei nopți de vară de William Shakespeare. Și, gata, gata, gata. Nu mai și de aici spune, nu, și mai spune, nu, nimic. Spune, nu mai zic Nu mai spunem. Dar până atunci... Dar până atunci ne vedem în cinematografe din 13 octombrie cu băieți ștepți, Regia lui Igor Kobylanski cu Tiberiu, Ioana Sergiu Costache, Chesivi, Mircescu, Olimpia Melinte, Alex Vela, Ruby, Johnny Romano, Vali Vigelie, Dan Bursuc, Boer Bibescu și mulți, mulți alți colegi de-ai noștri, actori și cântăreți și artiști în general în toate cinematografele din țară și să nu uităm un lucru foarte important în fiecare luni. De la 20-30, pe ProTV și pe voi, clar. Acestea fiind spuse, eu am fost Silviu Mircescu pentru dumneavoastră. Am stat cam trei ore cu domnul. De la umblă vorba de aici, de la domnul Codruț. <laughs> uh, o să ne mai vedem și în alte zile. Dacă vreți, mai continuăm un pic să mai vorbim. Și cum te simți tu, Codruț? Nu, da, eu te, mai aștept, să, eu a? te mai aștept cu următoarele proiecte. Știu că te grăbești acasă, dar... Nu mă grăbesc acasă de ori. Ai zis fac? tu să închei. Ai zis tu să Am zis să încheiem, da. Tu ai zis. Mulțumesc din suflet. Mai ai, ai ceva? Nu mai gata, te las Ziz să pleci mai acasă. Ceva. Gata, mă. Ia să vedem, mai trebuie o dată astea. Ce înseamnă tată o beție cruntă? O cruntă? Păi da, să nu-ți mai aminte nimic. Da, de, de 4-5 zile. E bună câte una de asta? Nebunie. Na, no, pe, pe, vremuri când eram student și tânăr, da, puteam să fac chestii de genul. Dar acum, dacă îmi dai un pahar, știi cum fac nani? Fac nani. Da, e bine să te relaxezi, e bine să-ți găsești. Apropo că ai că am tot vorbit de muncă și să muncești Așa. și să muncești. Dar e bine să te mai și relaxezi. Și să cum să relaxezi de sărbători. Bă, păi, un eveniment important, cum ar fi un botez, o nuntă, o zi de naștere a unui prieten care, dacă poți, dar în momentul în care vrei să faci chestia asta, trebuie să ai automat o zi, a doua zi liberă. Că nu poți să te duci după aia a doua zi să fii la nouă cu Nu poți să faci chestia asta. Dar de sărbători, de momente importante. Trep? Ascultăm? Da, cum să nu. Dar îmi place trepul, dar trebuie să fie un trep bine făcut. Nu doar am ieșit acolo și a făcut semne, hene, 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 Hână, 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 hână. Și ce să înțelege? Nu hene, hână, hână, hână. Nu, măcar să zici ceva. Dar muzica nu trebuie să un mesaj, totuși? Păi tot timpul trebuie să ai un mesaj, nu? Asta. Să ajungă la tine, și important e refrenul. Ăla las rămâne de regulă. Ăla las dă la, la de puțină, da. Da. Cum spuneai? Cei trei pași, zbang pește lumea în cap, nu? Cam așa regula e. Regula de trei și e dat în cap. Deci, regula de trei. Regula de trei, doamnelor și domnilor, noi am fost aceștia pentru dumneavoastră în această seară. Acestea fiind spuse, ne retragem în glorie și vă așteptăm în continuare pe canalul de YouTube. Vorbește, bumblă, bumblă, vorba. Umblă, ma, umblă, vorba. Uitat unde am vrut să fac o glorie. M-am ținut după aia că am zis să nu fac asta. Da. Uh, da, ea. în continuare vă așteptăm pe canalul de YouTube Umblă Vorba. Mersi. Hai, nu. Mersi mult. De Mulțumesc și eu foarte mult. Timp. A fost o discuție extraordinară. Și mersi pentru și ce faci. Sper că te-ai și, exact -te și relaxat.